Bună seara, dragi prieteni, sunt Florin Ion și probabil că mă știți pentru comentariile pe care le fac în mod obișnuit la competițiile de tenis ATP și WTA. În această seară am fost invitat să moderez o emisiune dedicată sportului cu motor, așa că mă aflu aici în postura de gazdă, să spunem, oarecare gazdă, la prima jumătate din emisiunea Taxiziu, Racing Update. Și pentru a nu sta foarte mult pe gânduri, pătrundem profund în subiect. Alături de mine Horia Țoțu, ca de obicei, bunul nostru prieten, pe care îl știu de vreo 10 ani. Cred că se fac 10 ani de la momentul în care ne-am intersectat prima dată. Salut, Horia, bun venit! Salut, Florin, bine te-am găsit. Și da, s-au trecut vreo 10 ani de când am comentat Caia Canoe prima oară împreună la un post de televiziune național. Îmi pare foarte bine că ne găsim acum, iată, că discutăm și despre sportul cu motor, că așa e, în România te pricep la toate, știi, și la fotbal. Da, următorul pe listă, Vali Porcișteanu, dintre cele trei gazde, așa zise gazde, Vali este omul cu cele mai multe titluri naționale și internaționale până la urmă. Da. Și eu și Tibi Croia. 1 plus 1 egal 11. Băi, dar ce m-am speriat când l-am văzut pe Florin. Mamă, la noastră era întârzierea. Unde fie ăsta? De ce n-a venit, mă, știu asta? Ce făcut, mă? Și de fapt era acolo. Oh, fă, ce emoțiile, dai, mă, Horică, mă. Nu eu, cred că de data asta ne ocoace FJ, că el e la butoane. Da? Gata. Da. Vă salutăm și pe el. Salutare. Salut, salut. Coloana vertebrală, omul care dă siguranță transmisiunii. Da. Zic, cum s-a început acolo ce mi-a plăcut, bă, FJ, m-ai lovit direct. Mac, mi-a plăcut. Trebuie să spunem și că suntem pe live și pe Instagram. Am făcut eu o inginerie aici și ne vedem acolo și cu prietenii de pe Instagram. Păcat că nu pot să văd. Deci intru pe Instagram-ul meu și nu pot să-mi văd live-ul meu. Ați mai pomenit așa ceva? Este complet nebunie asta. E o nebunie totală. Așa ceva, nu mă așteptam. Vreau să văd și eu live-ul meu și nu pot. Așa, hai să trecem la treabă, că vorbim mai prostii. Pentru seara asta am lăsat către final... Să spunem, principalul personaj, invitatul nostru, cred că este o ediție specială, Robert Mureșan e pentru prima dată la Atac Târziu și trebuie să-l salutăm și să-i mulțumim pentru invitația acceptată. Salut, Robert! Salut tuturor! Mulțumesc și eu pentru invitație! Salut, Robert! Welcome! Cred că a fost o alegere foarte bună în condițiile în care săptămâna trecută, weekendul trecut s-a încheiat sezonul de MotoGP. Am tot avut ocazia să comentăm aici pe Atac Târziu după fiecare etapă, în mare, cam după fiecare etapă de moto și ne-am permis să-l chemăm pe Robert, el fiind singurul român care a concurat până acum în campionatul mondial. Mi-aduc aminte jumătatea anilor 2000, parcă se întâmpla, nu mai țin minte cu siguranță, anii 2005, 2006, 2007 pe acolo, Robert, știu că urmăream cursele și a fost acel moment de maxim, punctul tău, cred că wow, cu adevărat wow, o cursă la Brno, în Cehia, cu un duel fabulos pe la jumătatea întrecerii, a fost ceva minunat, cred că acolo a fost cel mai bun episod al tău în motomondialul de viteză, n-am să uit, mă uitam la TV în perioada respectivă. Oricum, iată, Punte Pesteana a rămas singurul român care a concurat vreodată în motomondialul de viteză, ceea ce mi se pare într-adevăr un lucru fantastic. Ai fost și în mondialul de supersport, ai fost și la Stock 1000, cred că era o cupă mondială aceea, avea statut de cupă mondială Stockul 1000. Da, Stockul 1000 era cupă mondială. Și dacă îmi permiți o părere subiectivă, ești până la urmă pilotul complet, pilotul moto complet din România, acum la început de secolul 21. Ai făcut cam tot ceea ce se putea face și n-ai încă 30 de ani din câte știu. Mai am câteva luni, 3 luni. Mulți înainte. La 30 de ani. Și ca să completez și eu, da, Florin, scuze-mă, te întrerup, așa cum ai zis tu mai devreme, și categoric cel mai rapid dintre toți oamenii de aici pe motocicletă vreodată. Deci... Dintre noi patru, clar, fără urmă de îndoială. Eu aveam o curiozitate, vreau să deschid discuția prin această întrebare. Robert, s-a întâmplat, ai concurat 2-3 ani acolo, după care te-ai reorientat. Ce s-a întâmplat? De ce n-ai mai continuat în acea competiție, cu acele prezențe în motomondial? Ar fi o poveste foarte lungă, nu știu dacă ne ajunge emisiunea de 45 de minute. Dar pe scurt... Am avut ghinion, pot să zic, în alegerea echipelor, pentru că în momentul în care am făcut trecerea din sezonul 2007, care l-am petrecut cu IO Racing, era
un sezon, printre primele lor sezoane în care începuse să aibă rezultate și să fie remarcați în campionat. Am făcut greșeala să trec, greșeala forțată, să trec la Grizzly Gas Kiefer Racing, care o greșeală forțată zic pentru că sponsorul meu principal de atunci, era vorba de o anumită firmă din Austria, era sponsorul echipei. Eu vreau să rămân la IO. IO insista să rămân la ei pentru că chiar Aki mi-a zis că vede un potențial în mine. Dar din păcate sponsorul a decis că ca să trec la Kiefer. Am trecut într-o echipă nemțească cu încă doi piloți nemți, iar toată atenția și bugetul, inclusiv bugetul meu, s-a îndreptat spre Bradl. Și acolo a fost punctul de cotitură pentru mine, pentru că tot anul acela am suferit foarte mult din punct de vedere tehnic. Nu mai ții minte foarte bine, tu la prima participare ai fost coleg parcă cu Michael Ransader și mai apoi te-ai intersectat cu Ștefan Bradl? Da, la IO Racing am fost cu Michael Ransader și în următorul an am fost cu Ștefan Bradl, da. Adică să știm totuși cu cine stăm de vorbă până la urmă. Robert a concurat, a fost partener de întrecere chiar la aceeași echipă cu Ștefan Bradl, care anul ăsta a fost titular la MotoGP, a fost pilot Honda Repsol, a fost pilot de teste inițial și mai apoi înlocuitorul lui Marc Márquez. Da, în legătură cu asta vreau și eu să te întreb ceva, Robert. În momentul în care îi vezi pe oamenii ăștia că ajung în MotoGP la clasa regină sau cine știe, poate chiar în World Superbike sau așa mai departe, ai așa o tristețe sau te supără, așa te macină, un regret? Băi, bă, ăștia mă, cu care eram acolo umăr la umăr, știi, până la urmă? Cum? Cum s-a putut treaba asta? Există o frustrare, n-aș putea să neg. Având în vedere că chiar vorbeam acum într-o zi, eram la etapa din Qatar, din Doha, din 2007 și eram într-o piscină a hotelului. Era și Tito Rabat, care la ora actuală era undeva între ultimii, mult în spatele meu. Și plângea și zicea că nu știa ce să facă, că crede că o să rămân acasă. Tito Rabat încă este în GP și eu sunt de mulți ani acasă. Da, cu Ștefan Bradl, la noi în familie tot timpul facem o glumă, pentru că la începutul unui sezon în MotoGP erau testele din presezon. De fapt, cum e și acum. În acel moment, la clasa 125, echipele toate beneficiau de suport de uzină la acele teste. Adică fiecare pilot avea un inginer de la uzină care îi seta motocicleta în acel weekend. Ei, din trei teste în presezon, toate trei testele le-am terminat în top 10 înaintea lui Bradl. În momentul în care a început prima etapă și echipa mi-a dat tehnicianul meu pentru tot sezonul, care era Ralf Wallmann, un vicecampion mondial, dar pe partea tehnică nu vreau să zic nimic rău, Dumnezeu să-l ierte că a și murit, dar de la mijlocul sezonului am hotărât că setajele mi le decid eu la motocicletă, ceea ce mi se pare imposibil într-un campionat mondial, tu ca pilot să-ți setezi motocicleta sau să decizi setajele motocicletei. Da. Chiar stăteam și studiam eu telemetria ca să fac setajele. Ei, din acel moment când a apărut Ralf ca inginer, o săptămână înainte eram pe locul 7 la teste, chiar și în fața lui Gabor Talmaci, care și ieșise campion mondial în acel an, la locul 28 în următoarea săptămână. Și așa a fost pentru mine tot sezonul. N-am reușit să cobor sub locul 20, iar toate testele din presezon am terminat în top 10. Pentru că s-a văzut acolo diferența între a lucra cu oamenii cu adevărat profesioniști și a-ți face treaba singur până la urmă, nu? Cam asta e. Da, mai ales că la acel nivel este foarte greu să faci aceste setaje fără să ai cunoștințele. Da, pentru că nici nu ai antrenamente multe, aveam două antrenamente libere, două calificări și cursă. Ei, deci dacă nu aveai oamenii care să știe să-ți facă exact ce trebuie motociclete, erai complet pierdut, ceea ce s-a și întâmplat cu mine. Da, și probabil că intri și într-o stare așa pe care o văd și eu la monoposturi, la piloții de care mă ocup. Știi deja după primele trei ture, băi, o să fie o sesiune bună asta sau o să fie o sesiune în care mă chinui, n-am ce trebuie sub mine și atunci tot weekendul o ia la vale din momentul ăla. Și cred că e și psihică treaba, că până la urmă vezi că n-ai aceleași arme cu care să te lupți cu ceilalți.
E clar, e și psihică, te afectează mult. Adică pentru mine a fost această problemă psihică chiar după prima etapă. Adică am văzut de ce o să am parte tot sezonul. Am încercat să discut cu echipa, am încercat să facem o schimbare, dar nu au fost bunăvoință. Și după aceea ne-am dat seama pe parcurs că motocicleta mea, care trebuia să fie specificație 2008, de fapt era motocicleta lui Simone Corse din 2005. Oh. Am aflat chiar de la ceva inginer de la Aprilia. Am avut multe surprize de genul ăsta, dar din păcate, mai ales ca și pilot din România, o țară care nu își face amprenta în MotoGP-ul sau în motorsportul mondial în general. De care nu le pasă, da. Exact, nu prea ai dreptul la altceva decât să te conformezi. Și atunci apare exact problema psihică de care spuneai tu. Când aveam o cursă pe ploaie unde aș fi putut eu ca pilot să scot mai multe, încercam să scot prea mult și din trei, cred că, etape pe ploaie care le-am prins, că eram destul de rapid pe ploaie, toate le-am abandonat, am căzut, vreau prea mult, ajungeam aproape de top 15, era adrenalina mare că trebuia să scot un rezultat ca să pot să continui anul viitor și nu mi-a ieșit niciodată. Dar cum ai simțit, spui că România e o țară care nu le pasă și asta, mă rog, cred că eu am spus, dar e absolut clar lucrul ăsta, dar cum ai simțit sprijinul din țară? Adică noi românii avem chestia asta cu mai bine să moară și capra vecinului, știi, decât să ne mândrim, băi, avem și noi un băiat acolo, știi? Nu știu, cum ai simțit sprijinul sau lipsa lui? Exact. Da, din păcate avem mentalitatea asta și nu știu dacă neapărat sunt mai multe persoane care m-au susținut sau au fost împotriva mea, dar e clar că cele care sunt negativiste tot timpul sunt mai vocale. Adică de obicei cei care te susțin stau pe locul lor, fiind oameni normali, iar cei care au ceva împotriva ta sunt cei care sunt mai vocali. Dar nu pot să zic că asta m-a afectat. Îți strângea lumea mâna la benzinărie când te vedea, băi, Robert, felicitări, te-am văzut la Digisport, ai făcut treabă bună. Da. Nu era la Digi, că era în altă parte. Exact. Vreau să-l întreb altceva, apropo de discuția asta. Aveam un pilot român în campionatul mondial, competiția elitistă, competiția premium, veneau sponsorii la Robert Mureșan. Băi copile, uite, suntem firma X, am vrea să semnăm bine, să ni se vadă, logo pe care n-am motocicletei. Nu, că era un copil atunci, de asta i-am spus așa. Au venit sponsori 1, 2, 3, 10, pentru că tu ești un pilot de campionat mondial, vrem să ne vedem și noi pe un canal pan-european. Sincer să fiu, nu a venit niciun sponsor. La adică radio. Singurul care alergau după sponsor, exact, cred că Vali știe cel mai bine. Sponsorizările și alea care poate sunt 2-3, știm foarte bine cum sunt, dar nu am pățit să vină un sponsor alergând după mine ca să facem. Singurul care a fost sponsor austriac de care vorbeam. Nu știu dacă pot să menționez, oricum firma nu mai există. Da, poți, suntem online. Era vorba de niște energizante care intraseră de anul ăla pe piață în România și cum le ziceam, erau hai, și pasionați de Grizzly. Așa. Era și sponsor oficial al Kiefer Racing. Și atunci au fost singuri mei sponsori oficiali care au venit și mi-au oferit un contract de sponsorizare, dar nu din România. Din România nu am pățit niciodată. Pentru ca să că am primit o grămadă de întrebări în weekendul ăsta. Îmi cer scuze că vă întrerup. Am primit o grămadă de întrebări. Am iscat o discuție pe Facebook cu cei care au urmărit ultima cursă din sezon. Și am încercat să mă axez în special pe Moto3 și pe Moto2, pentru că acolo se jucau titlurile. Uite, îți spun sincer, nu știu. De ce buget aveai nevoie tu, sau dacă știi și în momentul de față, de ce bugete sunt nevoie în momentul ăsta la Moto3 și la Moto2, dar de ce buget aveai tu nevoie la momentul respectiv și cât din acest buget reușeai să ți-l acoperi singur? Și câți bani îți dădea, să spunem, firma de băuturi energizante la momentul ăla? E foarte greu să-ți spun un buget concret, pentru că bugetul e destul de relativ. Ai bugetul care trebuie să-l plătești echipei ca să participi. Contractele astea pot fi făcute în multe feluri, adică o echipă mi-a acoperit transportul la toate etapele, alta nu. Dar să zic așa, eu cheltuiam undeva la 300 și ceva de mii de euro pe sezon.
ăsta este buget limitat. Acum vreau să-ți fac paranteza asta, Bradl și Rabat și alți piloți cu care am mai avut discuții și cu care mă înțelegeam, toți aveau peste un milion buget. Toți. Nu am cunoscut un pilot mondial să aibă toți banii acoperiți de sponsori? Da. Veneau ei cu bănuți din buzunarul lor? Nu, aveau sponsorii lor. Aveau sponsorii lor și eu din suma aia de 300 și ceva de mii care ți-am menționat-o, în am dus chiar aproape mai mult de jumătate. Deci sponsorul meu mi-a acoperit undeva la jumătate. Și de asta pentru mine a fost un efort financiar foarte mare pentru familia mea să stăm acolo. Ar fi fost mai puțin scump dacă te decideai să faci super sport sau super stock sau ceva de genul ăsta în loc de Moto2? Da, ar fi fost mai ieftin puțin, pot să zic. Am și participat în următoarele două sezoane în super sport după ce am plecat din MotoGP, dar și aici mai intervine o chestie. De multe ori ești întrebat ce buget ai. Da. Și eu vin și zic, păi bun, ce poți să mă oferi? Vă zic chiar o treabă care am discutat-o cu Ayo pentru Moto2. Asta era undeva prin 2010-2011. Și mi-a zis în felul următor, Aki, zice, dacă vrei să vii la Moto2, ai trei variante. Până în locul 20, 400.000 de euro. Până în locul 10, 600.000 de euro. Vrei top 5, 1.000.000 de euro. Scurt. Mamă. Scurt. Ai bani ăștia? Nu i-ai, stai la coadă sau stai acasă? Da, deci să înțelegem că din ceea ce spui, cam toți de la Moto2 sunt plătitori, cu puține excepții. Cei care au suportul gen Skyvere 46, cei cu Red Bull, cei care au semnat cu KTM-ul, de exemplu. Exact, sunt nu majoritatea sunt, sunt plătitori. Dar știți cum se face? Trierea se face de obicei de la clasa Moto3. Așa a fost și pe vremea, așa este și acum. Adică dacă ajungi să fii undeva în top 7 la Moto3, ai toate șansele ca cei 7 primi piloți să prindă echipe în Moto2 cu sezonul acoperit de echipă sau sponsorii echipei. Dacă nu, atunci trebuie să vii cu bani de acasă. Dar asta e problema, că trebuie să ai bugetul ăla ca să-ți iei de la început o echipă care să te poate duce până în top 7. Am înțeles. Bun, și ca să ajungi, scuză-mă Florin, și ca să ajungi într-o echipă de top 7 în Moto3, trebuie să vii nu doar cu bani, dar și să arăți ceva într-un campionat național, probabil, înainte de asta. Nu? Un pic de pedigree. Exact. Nu pot să. Eu dacă mă duc, nu mai ai nimeni. Nici eu n-am putut să intru fără un palmares în spate. Adică eu aveam titluri de campion național, titluri de campion european, aveam clasări pe loc, pe prima treaptă în campionatul european, care atunci campionatul european era un campionat central, nu e. Acum de fapt nici nu mai există, există o finală europeană. Dar era un campionat european unde erau italieni, spanioli, adică eu la clasa 125 pentru primele trepte mă băteam cu italieni și spanioli și câștigam de multe ori curse de european. Și ăsta a fost CV-ul meu pentru care am fost acceptat în motomondial. Adică nu vii cu un titlu de național și un titlu regional în ceva campionat și ajungi în MotoGP, nu te acceptă nimeni. Și în legătură cu treaba asta, te-am întrebat un pic înainte să intrăm pe live-ul ăsta. Povestește-ne, să zicem că, nu știu, am un copil și vreau să-l dau la moto și vreau ca el să ajungă următorul Valentino Rossi. Și îl sun pe Robert Mureșan. Robert, cum facem cu copilul ăsta? Eu nu știu dacă are vreun pic de talent. Hai să începem de undeva. În România se poate treaba asta? În România se poate începe. Poți să începi să dezvolți un copil, să vezi dacă are aptitudini către acest sport și poate evolua. Dar evoluția o faci afară. Adică eu pot să zic că în momentul în care am început să progresez, punctul meu de progres în motorsport a fost momentul în care am ieșit pe un circuit afară și m-am trezit cu 40 de participanți. Cum ți-am zis, în România nu prea găsești sponsori. Automat nu ai destui oameni pe grilă. Luptându-te cu 5-6 oameni, nu o să te dezvolte. Fiind pe grilă cu 40, acolo apare progresul. Ca la karting. Acolo poți să începi, exact. Ai mai multe persoane de la care să înveți, ai mai multe persoane mai rapide ca tine. Că de fapt ăsta e progresul, să poți să vezi pe unul mai rapid și să progresezi după el. Adică e foarte posibil să avem tineri piloți talentați, dar nu o să știm niciodată cât sunt de talentați dacă nu reușesc să ajung afară. Cam asta e. Eu sunt convins că avem foarte mulți oameni, piloți care ar putea să fie
de nivel mondial, campion mondial, doar că nu avem materialul necesar să dezvoltăm asta în țară. Și v-am zis, nu ține neapărat de vreo federație sau efectiv țara încă nu oferă posibilitatea asta oamenilor în motorsport. Și cred că e destul de valabil și la auto. Uite, ne spun prietenii noștri de pe Facebook, pe care îi salutăm cu ocazia asta, și de pe YouTube, și acum cred că și de pe Instagram-ul lui Vali Porcișteanu, dacă tot am deschis subiectul. Ne salută și uite, Gabi, spre exemplu, prietenul nostru Gabi Lazar, zice no money, no rally, sau în acest caz no money, no MotoGP. Și tot, no el, money, a mai no deschis, tot el a mai deschis o discuție foarte aprinsă, în paralel cu ce discutăm noi aici. Lumea e prinsă cu următoarea treabă. Să-i ureze la mulți ani lui Valeriu. Da, frate, au început să fure startul. Mulțumesc, dar mai e un pic. Nu mai fura startul. Cum adică? Furați, dați-ne... Păi cum adică? Încât suntem azi? Încă astăzi suntem în 25, nu? 2024, te zice, 2024. Da. 25, mai e un pic până pe 25. Mai e un pic până pe 25. Așa, bun, asta am vrut să o lămurim. Bine, s-ar putea să ne prindă live-ul și pe 25, că la câtă poftă de vorbit are Florin, e și moderator în seara asta, s-a terminat, gata. Ne ține 24 de ore de la ziua lui Vali. Păi nu, că am un interval limitat, 45 de minute. Partea a doua e cu dedicație. Deci avem 45 cu 45, 90. Păi iar jucăm o fotbal. Păi da, și pauză la mijloc pentru FD, să mai pună exact niște muzică de aia care îți place ție. Pare, da. Păi să mamă, cât a scris Dacian acolo, ia pune, ce zice? Da, lasă că eu citesc ce zice Dacian. Bine, dar până atunci întreabă-l Florin pe Robert ce voiai să-l întreb, că te simt, că aveai o... Da, apropo de copiii ăștia, mi s-a părut interesantă ideea că sunt și în România și că au potențial să ajungă la nivel înalt, campionat mondial și poate chiar câștigător de titlu. S-a schimbat ceva pe piața autohtonă aici la noi, în țărișoara noastră, comparativ cu 2007-2008, adică crezi că s-ar găsi mai ușor sponsor să crească un copil dintre ăsta frumos, să ajungă unde trebuie? Din păcate, nu. Din punctul ăsta de vedere, pot să zic că piața, cel puțin pentru mine, mi se părea mai maleabilă atunci. Puțin mai maleabilă. În schimb, lucrurile au mai evoluat într-o anumită direcție, dar nu și partea asta de sponsorizare. Mi se pare că în loc să progresăm, am stagnat foarte mult în aproape de fapt 13-14 ani de când am fost în campionatul mondial. Bine, am stagnat din punct, pentru că nu exista nimic și atunci, cum nici n-a mai apărut nimic, tot la nivelul ăla suntem. Cam asta e treaba. Da, ca sponsorizare, nu. Da, ca sponsorizare, nu. La noi nu este reglementată ca lumea legea sponsorizării și, din păcate, ea, ca să fie reglementată, ar trebui să fie și bine compartimentată. Adică omul să știe ce branșe poate să direcționeze un anumit buget. Adică poți să-i spui din cei 20% din cifra, din profitul pe cifra de afaceri, poți să direcționezi 5% în sport, 5% în cauze umanitare, 5%, pentru că nefiind împărțite ca lumea, știm ce se întâmplă la majoritatea companiilor mari, apar niște ONG-uri prin care dispar niște bani și nu ajung la nimeni până la urmă. Ajung tot în buzunarul ălora care... Corect. Dacă le spunem pe față așa direct. Asta se întâmplă, asta e realitatea. Avem și o întrebare tot pe față așa, Robert, pentru tine, de la Vrum Vlog, care te întreabă de ce nu participi în Moto RC. Păi e ca și cum aș participa într-o clonă a campionatului național, că sunt aceiași oameni. Adică cel puțin primii trei în spatele meu. Nu, sincer, nici la campionatul național dacă reușesc să revin la anul, nu aș avea în plan campionatul național doar pentru sponsori, că asta e iarăși o treabă la noi în România, trebuie să fii în România să fii sponsorizat. Dar dacă aș reveni, aș vrea clar să merg într-un campionat afară. În primul rând, în partea asta de este Europa, eu zic că noi n-avem circuite de viteză. Sunt circuite, dar altfel. E ca și cum Messi ar juca în Argentina, ca să tot îi place lui Porcișteanu cu comparația asta cu fotbalul. Până la urmă... Legat de sezonul de pauză și facem trecerea către MotoGP, ți se pare, nu știu cum să împacheteze, ți se pare corect ceea ce a spus Andrea Dovizioso, că încearcă un an sabatic, un an de pauză și mai apoi va testa o revenire în MotoGP? Se poate întâmpla așa ceva ca Dovizioso la 36-37 de ani
peste 2 ani de zile să mai poată obține un loc de titular în acea competiție, văzând ce vine din spate de la Moto3 și de la Moto2? Ți se pare realistă declarația italianului? Nu. Singura echipă ca și titular unde ar putea să prindă loc de ofițios ar fi Aprilia, pentru că în momentul de față de Aprilia a făcut toți piloții cu potențial. Și ar fi singura lui șansă. În schimb, celelalte echipe vor să meargă pe modelul Suzuki și Ducati de anul viitor și Yamaha, și vedem că toți merg în direcția asta, adică trec la piloți tineri care deja încep să fie mult mai rapid ca și generația veche și să aibă rezultate mai bune. Un an de stat acasă în MotoGP înseamnă final. E foarte, foarte greu să revii din nou în acest campionat dacă nu ai o continuitate. MotoGP, când a intrat în campionatul acesta, în momentul în care te-ai oprit, l-ai terminat. Da, ca în orice ai sport. Ai avut ocazia să te intersectezi la nivelul acela de clasă 125 cu piloții aflați acum la MotoGP, nu știu, cu Marquez, nu cred că ai avut ocazia să te vezi vreodată. Ba da, în sezonul 2008 a fost primul sezon al lui Marquez. Promitea la momentul acela, ți-a sărit în ochi, ți se părea ceva atipic, ceva suprarealist în cazul lui? Nu. Chiar mă gândeam la acest lucru, nu. Era undeva la mijlocul clasamentului și cădea mai tot timpul. Dar a apărut o schimbare mare în următorul sezon, când a trecut la Ayo de la KTM. Dar în primul lui sezon, da, corect, MotoGP, mergea cu acele, da, corect. Da, nu a fost nimic spectaculos. Bine, oamenii în curse în general se dezvoltă în ritmuri diferite, știi? Și da, urmărim asta și în cursele de monoposturi, câteodată în Formula 4 n-au făcut nimic, Formula 3 nimic și în Formula 2 au fost campioni. Se întâmplă treaba asta probabil și la voi. Și în legătură, apropo, uite, dacă tot fac o comparație în direcția asta, primim un comentariu de la Ștefan Chivu, care zice, la fel ka Robert, un alt pilot de data asta de karting, Brad Brunner, din aceeași generație cu Verstappen și alții care sunt în Formula 1, îi bătea rău de tot, unii au ajuns în Formula 1, el nu. Da, e adevărat, dar în aceeași generație era și Robert Vișoiu, spre exemplu, casca asta a lui, apropo, corect. Care a ajuns în Formula 2, adică și probabil că ar fi putut să ajungă și în Formula 1. Deci la Brad, Horia, la Brad a fost aceeași problemă a banilor. Brad Brunner a fost, spre marea noastră onoare, a fost primul nostru invitat în emisiune în 2011, când am început să producem grila de start. Și Brad a venit cu tatăl său, el nu era încă major, avea, nu mai știu, 14-15 ani, a venit cu tatăl său, un om fantastic, implicat în sportul cu motor, s-a dat la Dakar, adică era motociclist, știa ce înseamnă lumea asta. Brad Brunner, care a fost pe filieră McLaren, dar care n-a avut banii necesari pentru a ajunge la un nivel cu Nick de Vries sau cu Lando Norris sau cu Stoffel Van Dorn. Și apropo de chestiunea asta de Marquez, vreau să te întreb, Robert, tu ești hârșit în motociclism. Se tot vorbește de vreo 2-3 săptămâni despre acea nouă operație la umărul drept. Știm foarte bine, anul trecut la Sepang, într-un weekend de MotoGP a căzut, parcă într-un antrenament se întâmpla chestia asta, s-a accidentat la umărul drept, s-a operat în presezon, a căzut din nou la Jerez în vară, în iulie, s-a operat a doua oară, după care a mai fost o intervenție chirurgicală și înțeleg că în momentul de față osul din zona respectivă este zvaițăr, e plin de găuri. Osul nu s-a sudat, calusul n-a reușit să sudeze osul respectiv în intervalul ăsta de câteva luni de zile, din iulie, august până în noiembrie. Și se pune problema unei a treia intervenții, practic ar fi a patra într-un an de zile. Tu cred că știi foarte bine ce înseamnă asta. Dacă se va întoarce și în cazul în care se va întoarce în 2021, când o să fie revenirea asta, va mai fi același om? Sau ar putea să mai fie același pilot de dinainte de Jerez 2020? Părerea mea personală e că nu. Adică tot din punct de vedere fizic sau prin de frica? Fizic și psihic. Din punct de vedere fizic. În momentul în care stai un an pe dreapta din cauza unor accidentări, nu te mai urci pe motocicletă. În primul rând ești afectat ca și pilot. Apoi intră și psihicul. El deja încet încet are și el 27 de ani, are deja câteva titluri, începe și el să conștientizeze mult mai bine lucrurile. Eu am văzut la mine, într-adevăr, a existat și un studiu
pe tema asta, cu cât înaintezi în viață, aici îl excludem pe Valentino Rossi, încep să devii tot mai conștient de aceste pericole. Și așa este, adică la 20 de ani, sub 20 de ani ai nebunia în care efectiv nu te interesează ce se întâmplă. Cazi, alergi cu mâna ruptă după tine să iei iarăși motocicleta să pleci. Când progresezi și încep să apară accidente mai urâte, încep deja să conștientizezi gravitatea accidentului, dar nu neapărat conștient, inconștient. Inconștientul lucrează altfel. Și eu cred că Marquez va mai fi la fel. Dacă o să revină și o să fie la fel, eu oricum zic că la ora actuală este best of all times. Adică ce face băiatul ăla cu motocicleta nu face. Nu sunt fan Marquez, nu am fost niciodată. Mi se pare că a fost de la început, de când a intrat în 125 cu echipă de uzină, împins foarte tare de la spate, având Repsol în spate chiar de la 15 ani. Dar trebuie să-i dăm cezarul ce al cezarului. Este cel mai rapid la ora actuală pe motocicletă. Dar dacă va reveni și va fi la fel, chiar o să zic personal eu că e best of all times. Robert, spui că nu ești fan Marc Marquez, dar cine îți place? Care e pilotul care zici, mamă, uite ăsta, da frate, ăsta e ok. În afară de Robert Bureșan, evident. Nu consider asta deloc. E foarte greu să mă pronunț pentru că. Nu, ca stil vreau să zic. Eu știu că analizez. Așa ca și stil de pilotaj, aș merge mult pe stilul gen Quartararo, Mir, acum că e campion, Rins. Dar în același timp, eu am început să fiu fan Quartararo la un moment dat. Dar am văzut că, bine, nu pot să-l acuz pe el, că clar cedezi la un moment dat și începi să greșești. Yamaha a dat un bar anul ăsta rău cu motocicletele de 2020. Dar eu zic că cu o motocicletă bună, sau cel puțin cu motocicleta de anul trecut, Quartararo era campion fără probleme anul ăsta. Ok. Da, era loc. Interesant punctul de vedere. Da, era loc acolo. A fost un an de bun. Robert, dă-ne o bombă. Uite, tu ai trăit printre ei și știi ce înseamnă padocul, știi ce înseamnă lumea curselor. Crezi că e realistă ideea că Marquez nu s-ar mai întoarce sau s-ar putea să nu mai revină în MotoGP după nebunia asta, după accidentările astea? Crezi că se ia în calcul o astfel de variantă? Nu. Eu cred că o să revină. Adică indiferent ce, și dacă o să facă cum a făcut a doua etapă de la Jerez după accident, adică vine să urcă pe motocicletă ca să constate el că nu mai poate să facă treaba asta. Dar va reveni. Poate să apară exact problema Doohan. Doohan a avut atâtea accidente, atâtea intervenții, încât la un moment dat i-a cedat piciorul. Deci efectiv nu s-a mai putut face nimica. Mie de asta mi-ar fi frică să nu se ajungă și cu el la fel. Adică să zicem că trece anul ăsta, dar pentru el încă o accidentare la mâna dreaptă ar putea fi sfârșit de carieră. Dar de revenit, eu, părerea mea e că o să revină. Dacă nu la început, următoarele etape după începerea sezonului. Încă o întrebare în direcția asta atunci. Valentino de câte ori o să mai revină până când se satură și constată că îi lipsește totuși, știi, praful ăla fin până la locul 1? Măi, la Valentino se supără Florin pe noi, ai grijă ce spui că el. Eu am fost și sunt încă fan Valentino Rossi, adică eu am început motociclismul de când eram mic cu Valentino Rossi în față, cu Mick Doohan, apoi cu Valentino Rossi. Corect. Dar am fost fanul lui de la început și acum sunt fanul lui, dar trebuie să recunosc că deja nu mai face față tinerilor. Și e și normal ce se întâmplă, dar în același timp, cum am zis, Yamaha a dat un bară rău cu motocicletele anul ăsta. Adică toți trei care aveau motociclete de 2020, Vinales, Rossi, Quartararo, niciunii n-au performat decât la început cu puțin noroc. Dar per total au avut clasări slabe. Și Rossi, chiar așa cum e el, uite, la ultima etapă l-a bătut pe Quartararo, cel de 20 de ani. L-a depășit în cursă. Asta e, au fost la final, la sfârșitul clasamentului amândoi, dar ei sunt referințele, pentru că doar ei trei au Yamaha de 2020. Da, corect. Și este.
Da, bun, bună observația. Dacă ne uităm în urmă 5-6-10 ani, vedem că vârsta campionilor a scăzut foarte mult. Casey Stoner, de exemplu, a fost campion la 21 sau 22 de ani la MotoGP cu Ducati în 2007. Mar Marquez a fost campion la 19 ani, 19, parcă 19 avea, sau 20, mai țin minte. Sper să nu greșesc. Oricum, e cel mai tânăr campion mondial din istorie. A venit acum Joan Mir, care are 23 de ani. E clar că trebuie să cunoști și sportul, să știi și sportul ăsta, dar trebuie să ai și condiție fizică și de asemenea trebuie să ai și psihic. Pentru că tot anul s-a vorbit despre psihicul fantastic al lui Joan Mir și cât de mult l-a ajutat capul pe spaniolul de la Suzuki. Cu siguranță a fost vorba și despre psihicul pilotului. Și despre oamenii din spate, și despre familie, și despre cum a fost crescut. Pentru că s-a invocat și faptul că a fost crescut într-un mediu mai complicat, cu o viață mai grea. Contează și psihicul până la urmă. Tu știi foarte bine. Da. Cum ți-am spus și în emisiune, în grea de start, Mir a câștigat anul ăsta doar datorită constanței lui. Este un pilot foarte constant, a fost foarte calculat, a văzut cât de haotici sunt ceilalți piloți. Adică, să fim sinceri, a fost un an foarte atipic cu piloți. Dar care de unde crezi că rezultă haosul ăsta? Din ce cauză? Din ce cauză ți-au împărțit punctele în halul ăsta? Prima cauză, dacă stai și analizezi bine, ai să vezi că după a doua etapă a început haosul ăsta general, așa în GP. Și haosul a început de la lipsa lui Marquez. Marquez, care era destul de sigur că va fi campion încă o dată, a dispărut. Și într-o dată s-au trezit toți piloții cu o șansă la titlu. Și de acolo a început tot haosul. Fiecare a încercat să tragă. Dar te mai întreb ceva. De ce n-a avut întâietate, să spunem, experiența lui Dovizioso, lui știu și eu, Vinales? De ce n-a avut întâietate experiența? De ce Rossi n-a fost mai precaut, având ani în spate, având 20-25 de ani în spate? Doctorul se putea gândi, băi tată, o iau ușor, metodic, calculat și s-ar putea să am o mare surpriză în 2020. De ce nu s-a întâmplat să primeze experiența și a fost haosul ăsta? Aici vin din nou cu aceeași chestie. Sunt motociclete noi în anul ăsta față de anul trecut. Uzinele se pare că au avut de suferit, inclusiv Ducati și Yamaha. Degeaba încerci tu să fii constant dacă nu te ajută puțin și motocicleta. În același timp vin și vreau să-ți remarc faptul că Suzuki au dezvoltat niște motociclete foarte, foarte bune. Sunt fiabile, sunt foarte manevrabile, ușor de controlat pe viraj, ușoare și au și putere, chiar putere mai bună ca și Yamaha. Deci au un pachet cât de cât complet. Deci trebuie să luăm în considerare și asta, nu depinde doar de pilot. Cum am zis și eu, până la urmă, la nivelul ăla, când toți sunt într-o secundă, că deja putem spune că toți 20 sunt într-o secundă. Cu siguranță, erau 17-18. Exact, materialul tehnic chiar face diferență. Și din păcate, dacă nu se aliniază toate perfect, degeaba încerci tu să faci ceva. Că apar acele frustrări de care ziceam. Adică mă gândesc că și Rossi degeaba încearcă să fie constant dacă vede că e pe locul 17 și atunci începe să forțeze și gafează, cade. Am văzut că a căzut 3 etape consecutiv. Sau, de exemplu, cum a pățit la Catalunia. A căzut de pe poziția a doua. Clar, a văzut șansa pentru locul întâi și a forțat. Nu a mai avut de mult un loc întâi. Și apar greșelile. Nu ai cum să le eviți tot timpul. Ești de acord, Robert, uite, cu ce spune prietenul nostru Florin, că nucleul de bază în MotoGP pentru următorii 2-3 ani va fi Marquez, Miller și Morbidelli? Da, și l-aș băga și pe Quartararo, exact acolo. Sigur. Și Joan Mir. Haideți să nu subestimăm pe Mir. Să nu subestimăm pe Mir, care este campion mondial. Categoric. Nici pe Rins. Și Rins a avut un accident urât la începutul anului, să nu uităm, și totuși a revenit destul de bine. Și Rins, dacă nu avea acel accident, era un contender bun la titlul de campion pe anul ăsta. Îi mai pui 10-15 puncte în perioada respectivă Jerez și îl vezi în fața lui Joan Mir în clasamentul general înaintea Grand Prix-ului de la Valencia. Dacă nu era accidentarea aceea din Spania de la Jerez. Vreau să te mai întreb o chestie. Dacă se întoarce Marc Marquez anul viitor în competiție, o să se întoarcă cu siguranță. Cum crezi că va gestiona Joan Mir situația asta? E campion mondial? Va fi un mare stres pe el? E numărul 1 până la urmă? Este omul care a câștigat titlul? Va fi la fel de
nu știu cum să spun, nu neapărat ușor, va putea să-și apere trofeul cu un Marc Márquez pe circuite? Părerea mea e că nu ar putea să-și apere nici fără Marc Márquez pe circuit. De ce? Pentru că, din nou susțin, un sezon foarte atipic. La anul vor fi etape mai multe, să sperăm că vor fi etape mai multe și vom avea un calendar complet. Și părerea mea că majoritatea piloților care anul ăsta au făcut foarte multe greșeli nu le vor mai repeta și anul viitor. O să avem un Miller la echipa de uzină Ducati. Banii aia la fel. Quartararo și zic că sper că la anul o să dezvolte Yamaha un motor mult mai performant decât anul acesta. Va fi Quartararo, va fi Morbidelli, care părerea mea toți piloții ăștia ar fi cu întâietate în fața lui Mir, doar că au avut ghinion anul acesta. Părerea mea că Mir într-un an normal, dacă toți erau în regulă, n-ar fi intrat la sfârșitul anului în top 5. Cel puțin deocamdată. Promite, dar încă nu e la nivelul ăla să demonstreze. De altfel, are și doar o singură etapă câștigată. Cum ți se pare ideea de a-l aduce la MotoGP anul viitor pe Luca Marini? Chiar tu ai spus, e cea mai tânără linie Ducati de până acum. Miller cu Baniaia, Miller e decan de vârstă la Ducati anul viitor, o să fie. Miller, Baniaia cu Zarco și Jorge Martin sunt trei piloți debutanți la Ducati și Avintia cu Bastianini și cu Luca Marini. E forțată trecerea lui Marini la MotoGP, tot așa se face pe cumetri, pe ouă, cum se spune, că e fratele lui Rossi? Clar e favorizat puțin ca fiind fratele Rossi, dar în același timp să nu ne uităm mai departe de sezonul din Moto2, când s-a bătut până la final la titlul de campion. Adică acum și chiar și ultima etapă a fost acolo. Da, deci, și în legătură cu treaba asta... Dar din nou e vorba despre accidentare. Avem și a fost un moment. A fost accidentarea aceea din Franța care l-a dărâmat. Da, da, așa e, dar asta se poate întâmpla oricărui pilot. Să ai o accidentare care să te stopeze puțin psihic. Ideea e cât de mult se vine. E foarte greu să vorbim din afară. De multe ori în paddock se văd lucruri mai multe decât din afară. Adică, exact cum vorbeam, cum zicea și Horia mai devreme, că sunt piloți care se dezvoltă în anumite etape. Da. De exemplu, cu Jack Miller s-a știut că a trecut de la Moto3 la GP. S-a știut că este un pilot rapid pe motociclete mari. Și eu pot să zic că am fost la fel. Eu am văzut la mine, am fost mult mai rapid pe motocicletele de 600 în sus decât eram pe cele în doi timpi, 125-2,5. De asta zic că de multe ori în paddock vezi mai multe decât vezi din afară sau în fața televizorului. Care, probabil, uite, nu s-a întâmplat niciodată. Spre exemplu cu Roberto Locatelli, n-a putut să facă față pe motocicletele mai mari. Unii poate pur și simplu nu sunt ghidați în direcția asta. Avem o întrebare de la Alex Domșa și cred că asta e ultima întrebare pe Moto pe care o luăm. Care e explicația pentru care Moto 2 a devenit o clasă foarte interesantă în sezonul ăsta, în condițiile în care de obicei era cea mai anostă clasă? De unde vine treaba asta? Eu răspund. Tu răspunzi, da. Da, Robert, da, sigur. Păi, în primul rând, exact ce s-a întâmplat la toate clasele. Electronica și regulamentul. Și motoarele în sine. Le-au constrâns foarte mult, le-au adus la un nivel mult mai egal decât în anii precedenți. De fapt, asta și încearcă Dorna să facă, să constrângă un regulament tehnic astfel încât toți producătorii sau, mă rog, la Moto2 e monomarcă, dar în general echipele să nu aibă o breșă prea mare în care poate să lucreze, să se diferențieze față de alte echipe. Acest lucru face clasa tot mai spectaculoasă de la un an la altul. Da. Da, așa mai fost, a fost și chestiunea pneurilor, așa cum s-a întâmplat și la MotoGP anul ăsta, la Moto2 au fost niște pneuri noi pentru față, la MotoGP pentru spate și s-a amestecat destul de frumos plutonul și apropo ca o paranteză văd că Ducati deja forțează nota către FIM și către Dorna ca încă de anul viitor Michelin să aducă un nou pneu pentru fața motocicletelor, ăsta fiind programat abia pentru 2022. S-ar putea din nou să avem o grilă amestecată. Ultima chestie, Robert, poate ne vede peste un an, în noiembrie 2021 aici la Atac Târziu. Ce pronostic, cum vezi clasamentul MotoGP la final de 2021?
Unu, Robert Mureșan. Aici o să aici, vă prezentați exact, pe mine primul de data asta. Prezinți tu pe noi, da. Sincer, eu aș merge în continuare pe mâna lui Fabio Quartararo. Numărul 1, deci nou, campion mondial. Da, campion mondial. Campion. Dacă Yamaha rezolvă problema de anul acesta. Dacă nu, aș merge chiar și pe mâna lui Miller. Bun, uite, eu aș fi făcut o știre să știi din chestia asta. Robert Mureșan nu vede campion mondial pe Marquez. Scuze, exact. Te rog, Horia. Nu, dar amândoi o fai pe cotă bună, deci e pont. Dacă Marquez nu suferă a treia operație și va fi prezent pe grilă și a antrenat la prima etapă, are și el șanse foarte mari să fie. Dar e foarte greu, adică am înțeles și am citit mult și eu despre accidentarea lui și e destul de greu să-ți revii după un an de stat pe dreapta. Adică și Alzamora era foarte supărat tocmai pe chestia asta și e de înțeles să stai pe dreapta, adică să nu urci deloc pe niciun fel de motocicletă un an de zile, e mult. Mai ales la știi nivelul cum e? Ăsta. Exact. Naziștii au inventat o chestie foarte bună, ceea ce înseamnă o promovare excesivă. Marquez, dacă te-ai uitat pe momentele în care apărea subiectul ăsta în paddock, Dorna venea cu niște filmulețe și ne-l arăta pe Marquez în sala de forță, care împingea, care se încorda, care făcea tot posibilul să scoată ceva din el, să se pregătea. Nu cred că într-un an de zile Marquez chiar a avut ocazia să se pregătească așa cum a trebuit să o facă. Exact, sunt de acord cu tine, el e scos din priză, el e scos din ritmul normal. Și merg pe mâna ta, să știi, chiar dacă se întoarce în paddock anul viitor, nu o să mai fie același om. Din păcate se încheie intervenția noastră. Da, dar eu îi mulțumesc lui Robert că a acceptat invitația. Îi mulțumesc foarte mult. Da, Robert, îți mulțumim mult și te mai așteptăm și mai devreme de anul viitor dacă ai timp. Și ne bucurăm foarte mult că am avut ocazia, uite, să avem un sportiv care a ajuns la cel mai înalt nivel aici împreună cu noi. Nu că Vali Porcișteanu n-ar fi un sportiv care ajunge la niveluri foarte înalte, dar... Mulțumesc pentru prezentare, Horia! Și numai bine! Salut, băieți! Ceau. Salut, numai bine! Salut. Da, nu e, Vali, uite, băieții cu moto. Moto! Te las pe tine cursele de cai. Să preiei frâiele. Hai, rămâi cu mine aici, numai lăsa singur. Rămân cu tine, da, vreau să prezinți tu care e următorul nostru invitat. Pentru bună că... seara, dragi telespectatori! Păi scrie acolo, așa, în curând, Marco Tempestini. Da, mă, dar zi frumos ce înseamnă pentru tine Marco Tempestini, că așa îți am zis și eu pot să zic Marco Tempestini. Emblema unui gentleman driver adevărat. Dă-i drumul să-l vedem. Ce-a, Marco? Uite-l! Mai ai baterie, mai poți? Te-ai plictisit rău? Nu, am ascultat, interesat ce povesteau băieții de la moto. Interesat. Te uiți la MotoGP, Marco? Da, mă uit la MotoGP, sunt fan Rossi și dacă e bătrân, cred că e încă mișcă inimile și nu-mi place de Marquez și dacă sunt de acord cu Robert că este un pilot deosebit și cred că ca de obicei, anul ăsta fără Marquez a fost un campionat un pic ciudat, adică interesant. Nu știai niciodată cine poate să câștige și cine poate să plece din ultimul rând. A fost interesant. E un campionat pentru, cum să zic, dacă lipsește lupul cel mare, știți cum e. Ca atunci când Simone nu vine la o etapă în CNR, cam asta e. Da, poate că se întâmplă așa o luptă. Marco, te-am invitat din mai multe motive. În primul rând pentru că de mult trebuia să te invităm și n-am reușit să ne vedem așezați așa la o discuție serioasă. Sau mai ne-a urmărit de fiecare dată. Da, am observat că ne-ai urmărit, da. Și în al doilea rând am observat că s-au publicat calendarele pe anul viitor de către FRAS și FJ poate... E un proiect. E un proiect. Ok, FJ, poate ne arăți un pic proiectul ăsta ca să vadă și lumea despre ce stăm de vorbă aici. Să părem profesioniști așa cu temele. Pilot profesioniști. Așa, poți să faci un pic de zoom FJ acolo să se vadă ia un pic mai mare? Să vedem ce noi, da. Uite-o. Deci vedem cu începutul. Așa. Așa. Raliu de Pezi, în sfârșit, în calendar.
Bine, zi-ne tu, Valentin, hai, povestește, cum ți se pare ție treaba asta? De mult așteptam să fie prezent raliul ăsta în calendar oficial. Îl știm din 2007, eu am fost acolo de fiecare dată, n-am lipsit. Atât Forlighter, cât și concurent, am și câștigat odată. Și mi-a plăcut și am zis, măi, o idee bună, dar e complicat de fiecare dată, că nu știi dacă e zăpadă, nu știi în ce dată să-l pui, e prea devreme, mulți piloți nu au bugetele gata până în ianuarie-februarie, știi? Și a fost mereu așa, ar fi mișto să fie, dar las că merge și fără. Și uite că s-a tot încercat treaba asta și acum îl vedem aici cap de listă. Dar să vedem ce mai fi, ce o fi cu zăpada. Eu cred că o să cum ți se pare, Marco, treaba asta cu raliul zăpezii? Da, raliul zăpezii și eu am participat de multe ori. Este clar un raliu de distracție. Nu sunt mare fan la introducere acest raliu în campionat. Cred că are nevoie mai mult. A fost anunțat Inca. Acesta nu este un calendar, este doar un proiect. Suntem, dacă eu nu greșesc, calendarul meu zice că suntem în 24 noiembrie. Să fim gata pentru că se valoreze niște puncte în campionat e târziu. Adică trebuie gume, trebuie, dacă vrei, să nu coste cât mai mult. Adică tu în orice moment poți să comanzi orice și trei zile înainte de raliu, doar că costă de două ori sau de trei ori mai mult decât te organizezi. Așa, cred că raliul Covaznei are un farmec aparte. Tot timpul acest raliu, cine abandona la o probă, putea să intre, în cealaltă, la proba succesivă. Și asta cred că era ceva care a făcut de acest raliu un raliu prietenie, un raliu în care tot fanii vin acolo cu altă abordare. Cu vin fiert. Nu știu, da, cu vin fiert. Toate. Nu știu dacă raliul ăsta bagat în campionat, ok, cu coeficient 0.6, din care pilotii trebuie să aleagă din coeficient 0.6 doar unul din trei pentru să punteze, dar mi-e frică că se pierde un pic farmecul lui. Și pe cealaltă parte, zăpada. Și eu simt că anul ăsta va fi zăpada, dar dacă nu este zăpada, noi vedem cât se chinuie în Suedia, campionatul mondial, când nu este zăpada și bugetul de care are Suedia, organizatorul din Suedia, e un pic diferit de bugetul care are ATI sau așa. Nu știu, sperăm să fie bine. Clar, raliul Covaznei fiecare an a fost un mare, mare plus. Sperăm să rămână un mare plus și dacă este bagat în campionat. Ok, hai să mergem mai departe, să vedem ce mai avem pe lista asta. FJ l-a făcut așa de mic încât va trebui să vedem acolo ce scrie sub... Da, ce scrie aici de sub, ok. Da, ce scrie de sub, dacă tot vorbeam de coeficienți. Da, hai că ne mai uităm după aia. Scrie, să-ți dau și eu zoom. A, așa, bă, ce bine. Mamă, ce bine ai făcut. Fai de ca să-ți dea Dumnezeu sănătate, FJ. Asta e cu deci după scroll acum, ce să faci? Da, îți dai seama că mă uit așa, uite, urmăresc. Și după aia raliul Brașovului clasic. Raliul Brașovului în martie. E de vreme, nu? A mai fost în martie? Sau a mai fost, da. Era cu zăpadă, mereu. Tot timpul a fost în martie. Tot timpul a fost o loterie care Vali cunoaște foarte bine. A fost... Cred că asta era de fapt raliul zăpezii. Cred că înainte de Simone era recordman împreună cu Titi și Bogdan de acest raliu. Și are farmecul lui. Eu cred că în acest moment trebuie să zic că anul ăsta eram mai pesimist la când a fost pandemia. Nu am crezut că vom avea 6 etape și Norris și Federația erau foarte optimiști și trebuie să zic că au avut dreptate, poate și cu un pic de noroc, dar au avut dreptate. În acest moment sunt la fel de pesimist despre ianuarie și martie, dar sper să aibă dreptate încă o dată ei și să poată să se desfășoare raliurile așa. Dar am o întrebare pentru tine, Vali. Ce crezi pentru 2021? 7 etape de punctat. Încă o dată, te rog, că s-a întrerupt un pic la început. Mai zi o dată, te rog. Am zis, 2021, buget, da. 2021, 7 etape de punctat în campionat, adică 2 etape mai mult decât în 2020.
Ce zici? Îți pare multe, multe puțin? Foarte multe. Da? Foarte da, multe, da. Nu? Foarte și multe, nu, da. Și nouă ne se pare foarte multe. Ascultam înainte ce zicea Robert despre sponsorii și zicea și ție. Eu nu sunt de acord că sponsorizările nu există în România și nu sunt de acord că sponsorizările sunt cum știi. A exagerat un pic. Că nu știu ce înseamnă să fie toată lumea, dar eu cred că 7 etape pentru cei care merg cu banii de acasă, că e foarte populistă federația în ultima vreme și se gândește tot timpul la cei care nu au sponsor, 7 etape mi se pare foarte, foarte mult. Pentru noi că avem sponsor sunt extraordinar de multe, dar pentru cei care nu au sponsor, cred că 7 etape sunt o provocare adevărată. Dar poate că greșesc și anul viitor va fi un an din belșug, nu? Cum se zice? Da, după criza asta sigur o să fie ok. Avem un invitat care ni se alătură acum și vă întreb o secundă să-l introducem în ecran, că îl văd acolo, că își pregătește camera și așa mai departe. Ha, oh, și microfoane. Foarte, da, da, microfoane, toate. Hai să vedem. Dragoș Dinu, salut Dragoș. Oh, bună seara. Bucurie, salut. O să întorci telefonul invers dacă, dacă vrei, te vedem mai bine. Clar, ne așteptam. Marco, nu am văzut de atâta timp. Uite, am fost și internat în spital, sunt vindecat acum, am avut COVID, sunt în regulă. Da? Da, COVID am avut. Da? Da, da, o formă un mic telefonul așa, Dragoș, te rog. Poți să-l pui landscape? Ca să... Dar depinde cum îl știi tu acolo. A, așa, da. A, atât, bravo. Și acum dă-te mai în spate, ca să te vedem tot. Mă dau mai în spate. Da, Marco, am fost... Am fost. Ce zi e la tine acolo? Unde ești? În cameră, în birou sunt. În birou de afară. Am fost bolnav, m-am vindecat, e tot ok acum. Am apucat. Uite, ești de acord cu Bogdan care spune că în calitate de concurent e de părere că sunt prea multe etape pentru anul? Da, nu, eu nu pot să spun chestia asta pentru că eu sunt un pilot amator, merg doar pe macadam, nu se vorbesc cu copilotul meu unde o să alegem să mergem. Asta e treaba profesioniștilor, alu Marco, Simone, Bogdan, Gârtofan, Porcișteanu, oameni profesioniști în motorsport. Eu sunt doar un amator driver. Da, Dragoș, eu nu sunt de acord cu tine, pentru că motorsport, raliuri, în campionat mondial, în campionat european, în orice campionat, clar, sunt sprijinit și sunt mișcat de la vârf, adică luptele de vârf, dar sunt foarte iubit de toți spectatorii pentru că sunt exact gentleman, cum mi-a definit Vali înainte, sau iubitor ca tine, amator, cum zici tu, că merg acolo și se distrează. Adică dacă facem, nu este Formula 1 în care sunt 20 de mașini sau circuit și la noi e foarte important și parte de amator. Știu, Marco, e adevărat. E adevărat, am fost în Finlanda. Pentru amator, eu cred că pentru amator efortul e foarte mare. Dar 11 taxe de organizare sunt 11 taxe de organizare. Bine venit la federație. Dar Marco, văd că rămâi la raliu. Ce s-a întâmplat? Savu o să-ți organizeze raliu acum? Nu știu, eu am aflat ieri de la... Adică eu, noi, echipa de la Transilvania Rally, în Apoca Rally, noi am aflat de anunț de pe Facebook care s-a făcut cu acest proiect. Nu știam nimic. Asta, clar, am luat legătura cu federația, am cerut lămuriri. Cred că va fi niște lămuriri. Vom vedea ce se întâmplă. În acest moment, singura în ghilimele chestia care s-a întâmplat, eu aveam o întâlnire cu Jean-Baptiste Lei în Canare, eu plec mâine seara în Canare lângă Simone și aveam o întâlnire pentru să vorbim din 2023-2024 posibilitatea să-i aducem Transilvania Rally în european. Clar, nu am acum cum să fac o întâlnire cu el în momentul în care în proiectul de campionat se pare că raliul nostru nu este acolo. Nu vom sta fără să încercăm toate drepturile noastre. Noi credem că nu este drept ce se întâmplă și nu este ok, dar
la sfârșit vom vedea ce se întâmplă. Clar, federația este cine setează calendarele. Există niște norme, există niște un regulament care clar zice ce trebuie să se întâmple în 2021. Vom vedea. În acest moment, clar, a fost o surpriză, sigur nu o surpriză care ne-a bucurat, dar o surpriză mare, pentru că noi nu am primit nu o comunicare, dar nici un semnal în această direcție. Marco, erai... numai puțin, Dragoste, voiam să spun că și noi am încercat să discutăm cu cineva de la federație astăzi, ca să aflăm, sau mă rog, să avem pe cineva invitat în emisiune care să ne dea și o poziție oarecum oficială, în care să ni se spună, da, domnule, ăsta e un calendar, ne-am gândit așa și pe dincolo și de ce s-au făcut deciziile astea. Vali a luat legătură cu câțiva oameni, s-au încercat să ia legătura și nu s-a întâmplat nimic, în sensul că n-am reușit să aducem pe nimeni aici, n-au vrut să aibă un dialog cu noi, nu știu de ce, dar uite că atunci trebuie să dialogăm fără ei, dar să știe oamenii că am încercat să aducem pe cineva. Da. Marco, dar tu erai într-o relație foarte bună cu Norris și de fiecare dată ați găsit soluții bune, chiar și la alegeri. Îți aduce aminte că am fost acolo, eu am fost puțin persoana non grata, am fost dat afară, dar tu ai susținut și de fiecare dată ai fost alături de Norris în toate proiectele pe care le-ați făcut împreună, lucruri foarte bune după chestia asta. Da, eu... vrei să te întreb? Spune. Și comunicarea foarte bună. Sunt obișnuit să-mi asum ce fac și eu clar cred că de ieri seara eu lucram, ieri era o zi foarte, foarte plină pentru mine și eram clar la o muncă în care nu puteam să mă uit la telefon, aveam căștile pe mine și tot mi-a intrat o bip, bip, bip și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și când am terminat lucrul care trebuia să fac, am găsit 42-43 de mesaje pe WhatsApp în care toată lumea mi-a cerut ce s-a întâmplat cu Transilvania Rally și eu nu știam ce s-a întâmplat cu Transilvania Rally. Eu mi-asum ce fac și clar și în fața la prietenul meu, asociatul meu, partenerul meu în Apoca Rally Academy, Bogdan Marișca, care noi ne respectam foarte mult, nu înseamnă că pentru că suntem prieteni, pentru că suntem parteneri, tot timpul gândim în același fel. Clar, la alegerile trecute, eu și Bogdan nu am avut același direcție. Adică gândeam la fel, pentru că gândim la fel cum ce ar trebui să se întâmple în motorsport, dar eu am votat pentru Norris și Bogdan nu a votat pentru Norris și ieri seara într-o un post mi-a tras urechile zicând vezi că care este răsplata, dar eu nu cred că trebuie să fie o răsplată pentru un vot. Adică eu am votat o echipă, o persoană, o echipă care cunoșteam care sunt defecte, cum am eu defecte, alții au defecte. Adică eu am votat un pachet și nu m-am așteptat, nu am votat un pachet pentru să primesc înapoi ceva. Clar, nu am votat nici pentru să primesc niște palme, cum în ultima vreme primesc, dar asta probabil există un motiv care eu oficial nu cunosc. Clar, am speranța că nu există niciun motiv personal care aduce la probleme și nu văd care ar trebui să fie. Dar în acest moment sunt dezamăgit, dar nu de la Norris pentru că l-am votat. Sunt dezamăgit pentru că, cum l-am zis azi, am zis lui Norris la telefon, cred că ce se întâmplă nu este drept pentru sport, nu este drept pentru motorsport nostru din România, nu pentru că noi organizăm mai bine decât alții sau pentru că raliul nostru este mai bun decât alții, asta nu trebuie să zic eu, dar cred că ce se întâmplă nu este metoda, cum se întâmplă nu este ok, dar am speranță, am văzut că Norris și echipa lui de câteva ori au luat un drum accidentat și au fost în stare să revină pe drumul cel bun.
vom vedea ce se mai întâmpla. MJ, hai să vedem mai departe un pic lista de calendarul provizoriu, adică. Hai că vreau să vedem un comentariu acolo, uite, că a remarcat bine cineva. La care comentariu te referi? Horatiu Felecan. Zice, Horatiu pe Facebook s-au transmis deja felicitări pentru noua echipă de organizare. Se mai poate schimba ceva chiar de președintele federației, auzi? Dumnealui o fie trimis felicitările, da. Dar eu, Vali, cred că Nori s-a felicitat. Am văzut un post, eu zic nefericit a lui Savu, dar vom vedea. Eu cred că Facebook are adică online e foarte important, foarte interesant ce faceți voi, ce face toată lumea, dar eu cred că Facebook nu este viața reală și politicieni și cine gestionează sporturile, de multe ori cred că tot se poate gestiona, hai să facem o fortună într-un pahar, pe Facebook tot se inflamează, în 2-3 zile se dezinflamează și după care fiecare merge mai departe. Dar nu este exact așa. Asta între timp, uite, scuză-mă Marco, ca să ne mai deschidem, Iulia zice, domnul Dinu e pe probă, că am amețit de la cum mișcă telefonul. Țineam eu telefonul în mână și nu prea sunt obișnuit cu tehnologia și cum e Vali. Acum l-am pus pe masă și sper să nu se mai întâmple chestia. E perfect acum. Perfect. Acum e perfect. Dacă da. Nu se mișcă și masa, e ok, dragă. Să nu vină cu treabă. Așa Marco, eu nu cred. Așa. Stai puțin. Zi Marco întâi. Nu, ziceam că așa eu nu cred că felicitări pe Facebook fac parte și asta de sunt, hai să zicem, prea de vreme, poate. Propaganda, încercări de, adică, clar, clubul lui Orațiu este un club cu tradiție care a organizat acest raliu, Raliu Clujului, pentru că noi avem două raliuri la Cluj, Raliu Clujului și Transilvania Rally, a organizat acest raliu până când cineva a făcut cu el ce acum se pare că federația vrea să facă cu noi. Adică Ovidiu Mazilu, din mare prietenul meu, dacă vă amintiți, Dragoș și Vali, luptele mele cu Ovidiu, a sters lucru și tot ce a făcut Orațiu pentru în acel moment, pentru că a făcut un raliu internațional, dacă mi-am amintesc bine, și nu avea voie să fie internațional, și l-a suspendat 2 ani și Cluj a rămas fără raliu. În acel moment, când Cluj a rămas fără raliu, eu împreună cu Bogdan am zis ce facem. Organizam noi, clar vom fi criticat că dansam peste cadavrul în ghidimere lui Savu, dar am considerat că Clujul trebuie să aibă un raliu, pentru că este un centru, la fel ca Brașov, un centru cu mare tradiție, și am decis să facem Transilvania Rally. Clar că este asta, probabil a creat niște frustrări. Eu ved foarte multe frustrări în noastră. Dragoș, din păcate, nu prea știe ce se discută la adunările generale, că el nu prea e primit acolo, îl cam dă lumea asta. Am vrut să spun că am fost persoana non-grata, pentru că am avut o discuție destul de prietenească cu Noris. Eu sunt într-o relație bună acum cu el, după o discuție bărbătească între noi doi, în care i-am spus că înainte de alegeri, că seamănă foarte mult cu domnul Dragnea, și s-a supărat pe mine, și de acolo foarte serios. A fost o discuție directă și ne știm de atâta timp. Am debutat împreună în 2003, ne știm de foarte mult timp. Poate, nu știu, am mers la nivel de amatori, și eu și Noris. Dar acum relația mea cu el e o relație bună și în regulă, în care am stabilit niște limite, în care nu ne deranjăm, nu avem niciun fel de problemă, în care sper să ne înțelegem bine, dar la momentul respectiv el s-a supărat destul de tare pe mine. Eu poate am fost puțin cam vocal, dar
Dacă ești așa bun prieten cu el, te rog, roagă-l să-i răspundă și lui Porcișteanu la telefon, că l-a a vrut să-l cheme în emisiune și n-a reușit să dea de el. Mi-a scris pe WhatsApp, l-am sunat, nimic, mort, total, zero, nu mai sunt bun prieten cu el, nu pot să spun. Am spus că sunt într-o relație normală și ok bărbătească, în care am găsit un compromis. Te întreabă Gabi Lazar dacă ai avut cumva planetară cu tine, Dragoș. Nu, că nu era vorba de planetară, pur și simplu era o discuție deschisă. Stai că mai era o vorbă acum de tehnologia. Între mine și Noris. A dat cu sin, cum se spune. A dat cu sin. Adică a citit. Da. Dar Marco, ce vreau eu să te întreb? Mă auzi? Scuză, Dragoș, da, atâta tot. Vroiam doar să văd că citesc acolo un comentariu de Pugna Ioan. Așa. Zice, doctorul a organizat exemplar multe ediții de la Raliul Clujului. Nimeni nu zice că nu este adevărat, cum noi cred că am organizat multe ediții de la Raliul Transilvaniei. E un exemplar, mi se pare greu de zis pentru oricine, dar sigur a fost singur raliu internațional cu echipe internaționale care au venit. A fost un raliu, eu zic, de succes. Și mi se pare că revenim la popularismul ăsta care există. Anul ăsta, de exemplu, raliul nostru a avut niște probleme care nu sunt absolut legate de ce face organizatorul. Adică noi am avut niște probe anulate și cei de la Rally 2, care din regulament merg în coda la raliu, erau, mi se pare, 3 echipaje de la tine, Vali, dacă nu greșesc, da, acolo da, la Rally 2. Și au făcut practic o probă sau două probe, depinde unde erau. Și chestia asta a revoltat pe comentarii de la toată lumea care comentează și a revoltat că cum se poate că se întâmplă asta. Dar organizatorul, în momentul în care a organizat și a pregătit raliuri, livrează în momentul în joie, înainte de raliu, practic joi seara. Predă cursa către conducere. Predă cursa către conducere curse. Și eu nu am înțeles de ce a fost anulat Floresti când a ieșit Pițigoi. Pentru mine, pilot acolo cu un ok și copilotul care zicea că trebuie să las un pic gazul și treci, proba putea să fie tenută. Asta a creat o interziere, conducerea cursă a decis că nu trebuia, adică a anulat proba. Din acel moment, programul raliului, adăugând incident de cursă care poate să se întâmple, care a avut Eugen Caragui și foarte bine că tot a fost bine și parte dispozitiv de securitate de la raliu a acționat cum trebuia și am primit clar felicitări din parte Eugen și copilotul lui. Toate chestiile astea se pot să se întâmple într-un raliu, dar nu este nicio responsabilitate a organizatorului. Am citit multe comentarii în care oamenii zic, da, anul ăsta Transilvania Rally a avut problema cu anulare de probe. Dar nu este o problemă care noi putem să rezolvăm în niciun caz. Da, de acord. Și acum hai să ne uităm un pic mai departe la următoarele. Ajungem și la Transilvania Rally imediat, că nici n-am abordat subiectul încă. L-am epuizat. Hai să vedem ce avem aici, FJ. Mă bucur că l-ai făcut mare, așa să-l văd și eu ca lumea. Raliul Bucovinei, 16-17 aprilie, adică sub o lună, sau mă rog, în jur de o lună de Raliul Brașovului. Tot 06? 3 săptămâni sunt cele. Deci 3. Care e regula cu 06 ăsta? Trebuie să alegi dintre ele, nu? Sau cum e? Nu, acolo, dacă FJ ne ajută, mergem jos. Acolo scrie indicație pentru uzul. Se iau în calcul pentru clasament anual 3 etape de coeficientul 1-2, adică toate 3 etape sunt 3 etape cu coeficientul 1-2,
Și tu poți să le, dacă mergi la toate trei etape, poți să puntezi, adică adun în zestrul tău de puncte, puncte care faci în acele trei etape. După care avem două etape de, tot de asfalt cu coeficient 1, adică Arghita și Brașov. Acolo tu alegi una, adică una din acele două, adaugi punctele în zestrul tău. Adică nu poți să faci puncte și la Brașov și la Arghita. Dar poți să mergi la amândouă, Marco, nu? Da, sigur poți să mergi la amândouă. Adică tu, dacă ai buget, poți să mergi la toate 11, că nu e nicio problemă. Dar dacă faci campionatul, orice campionat, vom vedea cupele monomarca ce vor face, trebuie să alegi niște rezultate. Așa, un coeficient 1 pe asfalt, după care avem trei raliuri, din care doi cunoștem și unul raliu Muntenei. Da, am văzut că e organizat de la Brothers, așa cred că va fi Campul Lung și acolo în jurul Campul Lung pe Macadam. Sunt trei raliuri cu coeficient 1 din Macadam și aici două etape trebuie să alegi. Așa sunt în 3 plus 1, 4 plus 2, 6. Deja o etapă mai mult decât în 2020, pentru că 2020 erau 6 etape cu N minus 1. Așa, suntem mai optimist, zicem, avem buget pentru o etapă mai mult și după care avem posibilitate să facem încă o etapă din coeficient 0,6. Și sunt acele trei, Covazna, Bucovina și Baia Mare, maxim 80 de kilometri de probă speciale. Și aici eu am o întrebare, că nu vreau să fie polemică, am o întrebare pentru tine, Dragoș, că tu ești un amator și nu ești un pilot profesionist. Tu, când faci un buget pentru un raliu care vrei să mergi, vrei să mergi la Arad. Acum Arad nu mai este și vrei să mergi la Arad. Arad să fie de 80 de kilometri sau de 120 de kilometri. Te schimbă mult tu că mergi cu mașina ta, bugetul sau nu? Nu se schimbă cu nimic. Știi foarte bine că mai în glumă, mai în serios, foarte mulți îmi spun că sunt șoferul domnului Vlașcu. Pentru noi n-ar fi o problemă. Da. Nu, dar nu pentru de raliu. Pentru voi. Ce oameni opticați, mă. Pentru tine, da, nu este problema, da. Că eu sunt șoferul domnului Vlașcu. Pentru noi n-ar fi o problemă, pentru că nu spun că mi-aș permite eu, dar împreună cu Sorin putem să mergem fără niciun fel de problemă, numai că apare problema timpului alocat, pentru că Sorin are o vârstă, e destul de ocupat. Și este destul de greu să participe la foarte multe raliuri. Uite, acum, de exemplu, la Bacău puteam să merg, numai că el n-a putut să vină. M-am întâlnit cu Marco. Nu te-ai prins la... Eu vroiam să te întreb pe tine ca amator. Se faci o transfer, adică se tu ai un buget pentru să mergi la raliu, în momentul în care tu trebuie să pleci de la București, mergi acolo, aduci mașina și tot. Se fie 80 de kilometri sau 120 de kilometri, pentru tine că ești amator. Eu că închiriez, sau Simone, că închiriez un R5, este foarte simplu. 80 de kilometri este 80 ori 100, 120 de kilometri este 80 ori, 120 este 120 ori 100. Așa, sigur, pentru Simone, pentru cine merge, se bată campionatul pentru profesioniști, un raliu de 80 de kilometri sau un raliu de 120 de kilometri are niște diferențe. Pentru că ei schimbă gume tot timpul, adică pentru performanța la fiecare parc sau când trebuie schimbă gume. Și... Dar noi revenim că federația zice că trebuie să ținem cont și Am întrebat pe tine, dar pot să-l întreb și pe Vali, că are pe inimă, spune. Da, nu, și Vali cu băieții lui de la Rally 2. În momentul în care mergi la raliu, se faci 80 de kilometri sau 120 pentru cei care nu au sponsorii, să folosim, nu schimbă foarte mult. Mai bine să faci măcar... Mergi la raliu, ai cheltuielile, hai să faci 120 de kilometri și te bucuri de acele 120 de kilometri. Pentru că noi ne ascundem, noi ne ascundem după că facem raliuri scurte de 80 de kilometri să ajute cei care au buget mic. Dar de fiecare dată, pentru să ajute cei care au buget mic, trebuie să faci mai puțin raliuri.
Că dacă faci mai puțin raliuri, de mai puține dată trebuie să te duci undeva și poți să faci raliuri de 120. Așa e. Exact, așa, dar ne place, dar ne place să zicem că facem raliurile astea mici, sunt pentru cei care nu au buget. Da, și eu am vorbit de mai multe ori, se pare că oamenii crede, eu vorbesc cu foarte multe piloți care nu au buget și merg cu mașina lor și toată lumea îmi zice, cei de la Rally 2 care au un... Ce? Da, tu ești prea important pentru mine, Dragoș, știi că eu... Da, tu vorbești mai mult cu Noris, Dragoș. Te-am văzut la Bacău cu motocicleta ta de care ești îndrăgostit. Cum nu am vorbit? Am vorbit normal, că eu eram acolo cu buggy ala și te ved foarte bine într-un buggy, doar cu parbriz, dar te ved foarte bine acolo pe unul din ala. Dar eu zic că 80 de kilometri, 11 raliuri, 7 raliuri în fața de 5, este cam optimist, dar s-ar putea că să aibă dreptate, pentru că eu nu credeam că la start va fi așa de multe mașini cum au fost anul ăsta și s-ar putea să aibă dreptate federația și să greșesc eu și sunt prea pesimist și 11 raliuri, adică 7 raliuri, să fie bine pentru toată lumea. Mi-e greu de crezut, dar în acest moment mi se pare un calendar, lăsând deoparte problema Transilvania, mi se pare un calendar optimist pentru situația care avem. Și revenim cu o întrebare de la oamenii de pe YouTube de data asta. Ia uite, o întrebare foarte pertinentă. Ce mai faci, Vali? Foarte bine, mă pregătesc să facă 25. Mai adică tu n-ai opinii referitor la calendarul ăsta? Povestește-ne și tu un pic. Cum vezi crezi tu? Că mai ai o echipă, ai, nu? Mă curcă pe mine personal sau mă ajută foarte mult? Nu. Pentru că și eu sunt la fel ca Dinu, un pilot amator, nu? Am trecut în zona de amator, mă dau așa din când în când, în funcție de ce reușim să strângem ca și bani. Dar din punct de vedere al copiilor de la Rally 2, care anul ăsta anul viitor vor face pasul către Rally 1 și respectiv cu Padacia, e un pic complicat, pentru că săracii chiar își doresc să meargă la cât mai multe etape. Și să mergi la așa multe etape... Bun, acum să vă întreb și eu ceva. Trebuie să nominalizezi la începutul anului raliurile la care te dai sau poți să zici, băi, fii atent, deci m-am dus la raliul Brașovului și nu mi-a ieșit, am abandonat sau nu știu, am luat bătaie de la toată lumea acolo, ia să mă duc la asfaltul ăsta alt, de la care era acum. Asta este filozofia care eu zic încă o dată, nu este făcută pentru să faci economizire. Pentru că dacă tu vrei să economisezi, ar trebui să nominalizezi, cum ai zis tu, acele 7 raliuri de la început. Cum se întâmplă în campionat mondial? În campionat mondial e așa, tu, în afară de VRC1, VRC2, VRC3, adică campionatele pentru privat, tu poți să faci 7 etape. Dar nu poți să faci 12 etape și alegi cele mai bune 7 rezultate. Tu poți să faci din 7 etape cei mai buni 6 rezultate din primele 7 etape în care tu mergi. Adică nu le nominalizezi, dar când tu ai mers la etapa 7, gata, ai terminat. Se uită la rezultatele tale și cele mai bune 6 sunt luate. Corect. În acest moment, ce ai zis tu, Oria, este corect. Adică, dacă tu ai banii, mergi la 11 etape și ai cele mai bune 7 rezultate. Dacă tu nu ai banii, nu te bat la fel cu cel care are banii. Pentru că tu ai banii pentru 7 etape, faci 7 etape și ai terminat. Da, Marco, raliul e un sport în care bugetul înseamnă foarte mult și știi foarte bine chestia asta. Am avut o discuție cu porciștii dimineață referitoare la motorsport, nu raliu. Motorsport este motorsport. Nu facem raliu, nu facem circuit sau facem formule. Dar eu zic că se pare, nu este doar raliu. Motorsport este un sport foarte costisitor. Nu ne-ai auzit pe Robert mai devreme ce sume zicea la moto acolo? Da, stai să nu încep eu cu Formula 2 și Formula 1. Citește comentariu, Ana Maria Pascaru, prietena noastră. Citește-l tu, Drago, citești pe el, nu? Citește-l, zil. Mamă, da. Eu nu vreau să-l citesc. De ce? Citește-l, că mie mi-e greu. Nu știu să citesc așa mult, n-am mai citat. Da,
Hai, citește tu, Porcișteanu. Hai, Porcișteanu. Hai, mă, că nu mai văd bine să-mi pun și ochelari. Salutări, domnilor, nu știu ce, încercând să fiu un obiectiv, îmi aduc aminte de încă doi organizatori care au zburat din categoria organizatorilor. Itu și Tănase. Adică Raliul Sibiului și Raliul Deltei, ce ne spunea și Marco mai devreme. Itu a reușit evenimente super bine organizate și cu o expunere foarte bună. La Tănase era așa o plăcere pentru mulți să meargă. Într-adevăr, Raliul de la Tulcea ne-a plăcut mult. Da, mi-a plăcut foarte mult. Nici cu Bacău nu a fost prea roz uneori, domnul Răspopa. Eu vorbesc ca om de comunicare și mă întreb doar cu ce ajută acest sport o nebunie de acest fel. Respect organizatorii, orice nu mai ar putea, pentru că dă-i mai de scroll. Că nu mai încape ăsta, nu mai am scroll. Deci eu respect în același motiv, dar nu știu care e el. Pentru că știu cât de dificil este să organizezi o astfel de competiție. Ce ar trebui poate să aflăm este care este viziunea FRAS asupra acestui sport, dar a voastră, concurenții sau organizatorii, postcritul la multe ani cu Cisteanu. O, mulțumesc! Aș fi început, știi? Asta e diferența. Da. Hai și dacă tot a dat-o cu la mulți ani, să bag și aici, că avem doi născuți în aceeași zi, Ian Oșoș și Roxana Habina. Suntem la mulți deodată. Ani, la mulți ani. Marco, o întrebare așa va pentru tine, și scuze că intervin. Cum vezi tu alegerile următoare? E cineva pregătit să candideze, care ar putea să aibă șanse în lupta cu Norris? Norris este un personaj destul de influent și foarte bine înfipt în fenomen. Ai vedea un nou președinte și crezi că se pregătește deja pentru funcție? Pentru că dacă nu se pregătește și se întâmplă, cu tot respectul pentru Bogdan, că mi-e prieten și-l cunosc de atâta timp, dar s-a emoționat la un discurs în fața noastră. Ar trebui cineva care să aibă, să nu zic, cumva, știi, lucrurile alea la el. Da, Dragoș. Eu acum ar vrea să te amintesc, Vali, probabil se amintește mai mult. La Federația, președinte care este în rol, are un atu foarte mare. Ovidiu Măzilu avea mult mai puțin consens decât are Norris, pentru că ținea un discurs diferit, într-un anumit fel avea convingere lui, dar era mult mai puțin populist. Aproape a fost imposibil de bătut, pentru că automobilismul este un sport personal, individual, în care banii contează foarte mult. Dar nu banii mari. E adevărat, prima dată l-am susținut și l-am aplaudat. Eram în sală, l-am aplaudat pe Norris. Chiar am crezut în el cu adevărat. Mă bucur pentru tot ceea ce a făcut. Aduce aminte de discursul lui Lina, aduce aminte de discursul lui Mazin. Norris a fost cu totul și cu totul din alt film. Era din altă epocă. Dar vorbesc de ultimele alegeri. Dar de unde știu tu ai fost? Parcă ai dat afară. Am dat afară pe uște, primit pe geam. A intrat pe geam. Norris este o persoană. Norris este o persoană care cred că a făcut multe chestii. A făcut multe chestii. A făcut chestii făcute bine, a făcut chestii făcute mai puțin bine sau a făcut chestii făcute deloc bine. Dar nu este o persoană mediocre, este o persoană sclipitoare, adică în bine sau în rău, Norris e o persoană care aduce greutatea lui, este one man show. Un alt fel de one man show decât era Mazilu. Asta fiecare decide de dacă e bine sau dacă nu e bine. Eu vroiam să termin raționamentul meu. Tot cluburii au mici interese, pentru că la toată lumea le e greu să se dea, toată lumea vrea să facă un raliu în plus, o costă în plus, un autoslalom în plus, adică toată lumea se confruntă cei care au buget.
ar avea nevoie de un buget mai mare. Cei care nu au buget ar avea nevoie să aibă un buget mic, să-l ajute să nu scoată banii din buzunar fiecare cursă. Și toți avem niște interese în sportul nostru. Ideea este, eu cu tine am avut, Dragoș, Marco, multe eu ori. Eu vin doar de plăcere. Da, absolut. Eu cu tine am avut discuția asta și te-am zis. Și mă interes de fiecare kilometru și de fiecare viraj. Așa este un interes, Dragoș. Asta e interesul tău, să te simți interesul, bine. Interesul tău. Pentru tine, de exemplu, nu ți ok dacă Orațiu Savu zice că pe Macadam costă prea mult și mai bine să facem un campionat cum fac restul de țările lângă noi, tot pe asfalt, pentru că asfalt costă mai puțin, pentru că ție îți place să te dai pe Macadam și nu te interesează. Da, exact, asta zicea și Ori, adică fiecare de noi, cluburi, piloți, toată lumea, pun din păcate, interesul lor în fața la interesul general a sportului. Nu este ușor să nu faci chestia asta. Și pentru asta devine foarte greu să faci schimbările. Pentru apropo, că nu ai cum să, nu ai cum să pui toată lumea de acord. Da, da, apropo de treaba asta, uite, Sorin Badea ne scrie și ne întreabă, Fras are o viziune sau e viziunea președintelui? Varianta asta nu știu dacă e retorică sau nu, dar am putea să răspundem. În general, cred că organizațiile de genul ăsta adoptă viziunea președintelui în primul rând, că nu o să facă Fras ceva împotriva viziunii președintelui. Acum, ce înseamnă asta pe termen lung, nu știu. Ba, depinde. Eu aici, Oriate, aș vrea să te contrazic un pic. Depinde un pic ce fel de președinte este. Adică, te întreb, în circuitul de Formula 1 și de Formula 1 și toate circuitele conectate cu Formula 1, cine decide? Jean Todt sau echipa care se ocupa liber? Echipa, bineînțeles. Bineînțeles. Exact, vezi? Adică nu este viziune președintelui. Președinte ar trebui într-o federație, o federație ar trebui să aibă un președinte foarte reprezentativ, da, și să ajute la deschidere porțile, la deschidere contactele, la făcut lobby pentru sportul, și echipa ar trebui să fie făcută de tehnici care să fie toată lumea se ocupă de bucățela care cunoaște foarte bine, și președinte, secretar general, vicepreședinte fac politica. Asta eu cred că este modelul care funcționează în federațiile care funcționează în West Europa. Așa funcționează, adică există un catalizator de interes care este președinte, care crede în echipa lui și lasă că echipa lui, în care există expert, dacă vorbim de motorsport, vorbim Da, Marco, eu sunt de acord cu tine, dar tu știi la fel de bine ca și mine că și în cazul FIA și în cazul Federației ACI Sport, să zicem, din Italia, pe care îi cunoști foarte bine, acolo e vorba de oameni cu foarte multă experiență în sportul cu motor și la nivel foarte profesionist, care au știut că într-adevăr există interese, cum spui tu, și ale cluburilor, și ale oamenilor, persoane fizice și așa mai departe, dar binele sportului cu motor și al sportului propriu zis trebuie peste acest interes. Exact. Acum, dacă se întâmplă asta sau nu, nu știu, că nu sunt implicat și nu am informațiile necesare. 100% nu se întâmplă în niciun loc. Eu nu cred că nimeni de noi crede la fabule. Adică peste tot există ceva care nu funcționează, există nepotism, există favoritism. Dar da, depinde dacă chestia asta este 10% sau este 50%, pentru că 100% nu e niciodată. Uite, îți dau un exemplu de ce ai dreptate, Marco. Nu știu dacă aveai neapărat nevoie, dar spre exemplu, în campionatele astea care sunt foarte vizibile, înainte de Formula 1, Formula 2, Formula 3, acum vreo 2 ani era unul dintre piloții care trebuiau să ajungă în Formula 1 și trebuiau ajutați un pic, da? Nu dau nume că nu vreau să am probleme, dar problema s-a pus în felul următor. Cineva de la organizare a venit la echipe și le-a zis: băiatul ăsta
o să primească un set de gume în plus în antrenamente față de voi ceilalți. Sunteți de acord? Dar înainte să fiți de acord, vreau să vă spun că toți ceilalți au fost de acord deja. Acum răspundeți. Da, da, da. Dar, dar Marco, scuze-mă că te întrerup, doar o secundă când se termină emisiunea. Eu văd că tu ești așa foarte optimist că raliul tău o să se reia și o să fie pus în calendar. Absolut, aștept, nu. Greșesc, Dragoș. Nu sunt optimist, dar nu cred că s-a terminat. Eu cred că ce s-a întâmplat nu este corect și am încredere că există posibilitate să redresăm problemele, dar nu sunt absolut optimist. Dacă eram optimist, ziceam că mă duc la Jean-Baptiste Ley și zic, bă, am avut o mică discuție cu președintele federației și trebuie să reglez, dar raliu va fi sigur. Dar nu există. În acest moment eu consider că Transilvania Rally a ieșit din calendar și nu înțeleg de ce, și vreau să înțeleg de ce, nu înțeleg. Dar ești inteligent, Marco, de ce e atât de complicat să înțelegi de ce? Adică ce facem? Ascundem așa că nu suntem inteligenți și părem doar diplomați? În ce sens? Păi nu știu, adică în ce sens. Tu vrei să sugerezi că cineva în federația ar putea să aibă niște probleme personale cu cu echipa Napoca Rally Academy și pentru asta a zburat afară Transilvania Rally. Eu asta nu pot să cred. Nu pot să crezi. Nu știu că eu sunt. Ok, uite, avem o întrebare, Dragoș. Dragoș, avem o întrebare de la prietenul nostru Emanuel Resiga, campionul Rally 2 de altfel, care spune: pe ce criterii a primit Raliul Clujului coeficient 1.2 în condițiile în care organizatorul a făcut o pauză mare din sfera de organizare, timp în care a mai și fost în opoziție cu FRAS? Eu n-am vrut să spun chestia asta pentru că Savu mi-e prieten și am mers cu el la grupa M, cu toate că eu n-aveam o mașină de grupa M. Și îl respect mult pe Savu. De ce nu, Marco? Nu știu, Emanuel, pentru că, cum am zis înainte, dacă era de la început, de la începutul emisiune, noi am aflat ieri de pe Facebook că există Raliul Clujului și există cu coeficientul 1-2. Vom afla, eu cred că coeficientul 1-2 este Raliul Transilvaniei și Raliul Transilvaniei are toate drepturile să fie în campionatul 2021. Dar asta cred eu și aici mă opresc pentru că s-a întâmplat ieri și noi am făcut deja primii pași pentru să lămurim după regulile, pentru că eu cred că e foarte important să mergem după regulile, ce se va întâmpla. Dar Marco, hai să nu rămânem doar pe Transilvania Rally. Exact, aici comentam tot, am zis că era despre CNR, comentam tot campionatul și... Da, mai degrabă aș vrea să rămân. Hai, zi ceva. Băieți, numai puțin, haideți să facem un pic de time-out și să ne gândim în felul următor. Marco, tu văd că ești, nu știu, ești acasă sau ești în insulele Canare? Spune-ne un pic cum v-ați pregătit pentru raliul ăsta și ce vreți să obțină Simone? Victorie sau în față acolo? Ce se întâmplă? Nu avem cum să... Da, Simone, la fel că Vali și la fel că și eu și da, nu, Dragoș va zice că nu e adevărat, dar toată lumea vrea să obține victorie după care trebuie văzut dacă este posibil. Bine, nu era în planurile noastre să mergem la Canare, planurile noastre era să mergem în Ungaria. Din păcate, test COVID făcut marți, pentru că Simone se plece în Ungaria, a rezultat pozitiv și a trebuit să sărim peste Ungaria. Din fericire, partenerii care ne-au sprijinit pentru Ungaria ne-au confirmat. Spune care sunt. Cei care sunt tot timpul lângă noi, OMV, BT, DeLonghi, și avem Betano, care a decis să sprijine pe Simone în acest este campionul Betano
în țara și a decis să sprijine afară din țara. Vestaco, un nou sponsor care a venit lângă Simone și grupul din Constanța. Asta sunt partenerii care au decis și au zis că hai să mergem în Canare, dacă nu a fost posibil în Ungaria. Canare e un raliu particular. Simone trebuia să concureze cu C3 în Ungaria și va concura cu C3 în Canare. Și Ungaria era nou pentru Simo, dar tipologia de probe din Ungaria, care sunt foarte rapide, asemenea cu cele din România, și faptul că foarte multe sunt murdare, sunt alunecose, erau mai pe placutul lui Simone, să zicem, în momentul în care trebuie să facă un raliu nou. Dar sunt convins că le va place foarte mult și Canare. Noi, anul ăsta, în 2020, trebuia să facem campionatul european, adică campionatul junior, pentru că Simone este junior, cu R5 și campionatul european. Aveam bugetul în februarie pentru să facem chestia asta, am și anunțat-o, după care știm toată lumea ce s-a întâmplat și nu mai a fost posibil. Am reușit să mergem la Roma, în care Simone a fost un din primii cu Skoda și nu am avut posibilitatea să facem teste și a avut un rezultat foarte ok. Și acum am reușit să facem încă o etapă. Vrem să fie o etapă teaser, sperăm, pentru 2021, în care clar rămâne obiectivul să mergem în campionatul european și clar să mergem și în campionatul național. Asta e ideea. Așa ce ne așteptam de acolo, învățam percurs și ideea e să ne luptăm cu ceilalți juniori, adică cu Munster, cu Solberg, cu Larena, cu primii juniori, și cred că este o listă de start destul de competitivă. Dacă reușim să fim în primii 10, cât mai sus posibil, înseamnă că va fi un raliu foarte ok. Uite, avem o întrebare de la Matei, care spune: de ce ați ales C3-ul pentru Simo? Pentru că avem sprijinul din parte echipa tehnică noastră, Tagai Racing, că este Citroen Ungary. Noi doream de mult timp să mergem cu Tagai. Am început cu Skoda pentru că Simone voia să conducă Skoda. Dar în discuțiile pentru anul viitor, clar, orice sprijin e foarte important. În acest moment, C3 cred că a crescut foarte mult de când îl conducea Simone, dar și de când îl conducea Vali. A devenit o mașină foarte, foarte competitivă. Așa cum am zis, este un mic teaser pentru 2021. S-ar putea că pentru campionatul european C3 să fie mașina în care vom folosi. Vreau și eu să te întreb dacă mai urmărești campionatul italian de raliuri, care s-a încheiat acum weekendul ăsta, dacă te mai uiți pe clasamente? Da, sunt prietenii noștri și ai mei, lui Simone. Lipsesc un pic din campionatul european băieții din Italia, nu? Da, trebuie să știi că campionatul din Italia e atât de puternic pentru cine îl face, că exact ce noi speram să nu se întâmple în România, nu ai cum să participi și la campionatul italian și la campionatul european sau mondial. Pentru că bugetul este atât de mare, pentru că trebuie să faci teste, trebuie să faci, să ai spion pe probe, adică echipajul care merge înainte, pentru că dacă nu faci asta, ceilalți fac și tu nu poți să te bat cu ei, cum se întâmplă la voi. Dacă nu faci teste și ceilalți fac teste pe un circuit, pornesc deja cu jumătate de secundă pe tura sau 7.06 pe tura sau secundă pe tura. Exact la fel se întâmplă în campionatul Italia. Așa, un buget de campionat italian este, eu a zice, aproape de pentru să te bat
pentru campionat italian este aproape de 3 ori mai mare decât bugetul care trebuie pentru campionatul din România, care tot este un buget mare, pentru că să te bați la campionatul ai nevoie de 10.000 de euro fiecare etapă. Da. Așa, înțelegi că de asta italienii nu că nu vor să meargă afară, dar dacă nu găsesc sprijin și găsesc sprijin pentru campionatul național, se concentrează acolo. A câștigat un pilot, Crugnola, care a concurat pentru Napa Caroli Academy în Junior RC acum câteva ani cu 208R2. Este clar un prieten, este un pilot foarte rapid și ne bucuram. Și toată Italia se bucură că a avut un campion așa de tiner, de 31 de ani. Pentru că normal știam că Andreucci și ceilalți Basso sunt aproape, adică Andreucci are 2 ani mai puțin decât mine, Basso ajunge și el în câteva ani la 50 de ani și nu era posibil pentru tinerii. Eu consider că 31 de ani nu este un pilot în vârstă, dar este un pilot matur, nu este un pilot tiner. Dar pentru Italia, clar, a fost o bucurie să câștige Crugnola. Uite, apropo de tineri, ne întreabă Horațiu Felecan ce se întâmplă cu Norbert anul viitor, care e planul pentru el? Vreau și o paranteză, că s-a tot discutat despre subiectul ăsta și n-am știut ce să răspundem oamenilor atunci, Horia, dacă ți-aduce aminte, legat de proiectul cu mersul în Ungaria, da, la etapa de... Da. Toți întrebau de ce nu a fost inclus și Simone în acel și n-am știut să răspundem. Am zis că ei oricum erau la R2 și el era cu R5 și poate, nu știu, zine tu mai multe, Marco. Nici noi nu am știut exact ca pe Transilvania Rally, nu am știut cum să răspundem, nici noi. A fost, este o sfârșit de an cu surprize. Ideea, nu înțeleg bine ce s-a întâmplat, dar clar se pare că comunicarea noastră cu federația nu a fost destul de clară. Federația ne-a zis că nu a știut că Simone mergea în Ungaria și în momentul în care deja a promis sprijinul la ceilalt concurent, s-a dat seama că Simone mergea în Ungaria, dar nu erau banii și mai mult că Simone sigur era în stare să găsească bugetul la fel și că Simone oricum deja e cunoscut, că deja e cunoscut la nivel mondial, s-a făcut un nume, că federația a vrut în cazul Ungariei să promoveze alt tineri, mai puțin tineri decât Simone în afară decât Norbert, dar asta a fost. A fost clar ciudat că lotul național juniorilor din România a fost înființat, adică a avut prima ieșire fara, eu zic, este meu și face parte din echipa noastră, dar fara cel mai blazonat, cel mai recunoscut, cel mai competitiv reprezentant al motorsport din România în campul raliului. Dar s-a întâmplat, federația ne-a asigurat că nu a fost, că a fost o neînțelegere. Dar clar, Simone face parte din planii lor, cum a fost în trecut, într-adevăr nu în porțiune așa de mare cum s-a declarat, dar noi am primit niște ajutor. Așa, nu am un răspuns de zis. Deci, apropo, ce Simone nu era pentru... Apropo de treaba asta, uite, avem un comentariu de la Daniel Onoriu, care vrea să te felicite, zice: felicitări, Marco, pentru ce ai făcut cu Simone, ești un tată exemplu. Și din motivul ăsta, nu, vreau să spun și eu ceva, că eu lucrez cu copii care au, unii dintre ei, părinți care au făcut și ei motorsport înainte, știi? Și înțeleg cât de greu e să te separi de meseria de tată și să devii manager al unui copil care face curse. Pentru că e foarte dificil câteodată să treci peste sentimente și să iei o decizie sau să știi când să nu iei o decizie, știi? Și cred că tu ai dovedit că se poate. Da, eu de asta eu ne jucam cu Vali pe WhatsApp și ziceam:
Când vreți să facem o puntată de un atac târziu în care vorbim despre tinere talente și de ce ar trebui făcut și de ce nu se face niciodată și de care sunt realii probleme cu care tinerii talente se lovesc. Vali a fost un tiner talent, pentru că clar Vali este un talent. Și eu cred că Vali a pierdut un tren în momentul în care în Austria, mi se pare, era Austria, nu, Vali? Da, la shootout atunci. În Austria la shootout și eu cred că la fel că Vali, aproape toți tinerii talent din România, la fel că din Italia, pentru că suntem aici, suntem mediterani și ne asemenăm foarte mult, va pierde trenul lor, adică va fi greu să prindă trenul, pentru că tot enturajul de motosport și aici, adică tot expertii de la calculator, tot fanii, tot cei care sunt pe grupii de WhatsApp, tot pseudo-jurnalist, tot, în loc să ține copilul tineră cu picioare pe pământ, și se le arate că da, ai fost bun, da Norbert, ai venit pe 3 la Power Stage de Arghita, ai fost bun, dar eu l-am încercat pentru chestia asta. Pentru că nu trebuia să vină pe 3, nu trebuia să tragă, pentru că în acest moment, pentru acel moment, pentru Norbert, era foarte important să termine. Și se termine pe 4, pe 5 sau pe 3, nu le schimbă nimic, pentru că nu vine nimeni că vede că Norbert a făcut locul 3 și le da 50.000 de euro. Pentru că dacă ar fi că cineva se vine, bă, e bine să riscăm un R2 pentru un sponsor care vine și le da 50.000 de euro. Nu. Dar orgolii de la grupuri care fiecare, pentru că Valie a avut tot timpul un grup lângă el, care l-a pompat tot timpul, sunt fanii lui, sunt cei care zic că cel mai bun, cel mai, este adevărat, e foarte bun, dar nu are rost să facem chestia asta, pentru că și dacă ești cel mai matur, Norbert, de exemplu, este un tiner foarte matur, dar în momentul în care simte că Marius, adică acum un exemplu fantastic, Marius le zice că este cel mai bun și dacă el ar avea un R5 ar bate Simone Mare și ar castiga campionatul european așa afară. Și după care vine Florentina și le zice: "Bă, ce tare este, am văzut că ai trecut de 6 ori mai tare decât ceilalți." Norbert este în stare și vorbesc de Norbert doar cu exemplu pentru că vorbesc de tinerul nostru de acum, cel care încercam să construim, este foarte critic cu el, este foarte obiectiv cu el, dar tot are 22 de ani, tot este pasionat, tot vrea să face automobilism, adică înseamnă un sport în care tu trebuie să gândești că ești cel mai bun, pentru că dacă nu gândești că ești cel mai bun, nu ai ce să cauți în acest sport. Așa, cult al personalității este de un anumit fel. În momentul în care toată lumea te pompează și zice tot timpul că ești cel mai bun, încep să crezi că ești cel mai bun. Și după care nu este așa. Dar nu există un mai bun. Cred că ai și firul de la... Da, Marco, ți-ai pierdut, nu te auzim. Nu te mai auzim. Da. Ia. Acum gata, ia. Acum e bine, da. Ziceam, este foarte, foarte important că enturajul lângă pilotul tiner să fie cel care îl ajută să fie cu picioare pe pământ, să fie cel care îl ajută tot timpul să vedă ce încare de făcut și nu ce a făcut deja. Și din păcate, în Italia și la fel în România, enturajele nu sunt primii fani, nu știu în circuit dacă e așa, dar sunt primii fani. Pilotul nu are nevoie de fan. Pilotul care vrea să crească cu adevărat în motorsport are nevoie de cineva cu care se confrunte, cineva care zică: "Bă, Vali, clar, e foarte frumos de văzut, dar dacă tu glisezi așa de mult,
vin ceilalți și te dau jumătate, o secundă. Dacă tu vrei să performezi, nu poți să povestești și zici că tu mergi pentru fanii. Dacă performezi, performezi. Dacă mergi pentru fanii, mergi pentru fanii. La probe, spectacol sau la rally show poți să faci amendouă. Dar în momente în care trebuie să castigi, trebuie să castigi fiecare viraj. Și da, stai că vreau să spun și eu o întrebare acum, off the record, așa, din cercul apropiat. Tu, dacă ai fi fost în locul meu și ți-ar fi spus cineva, bă, nu cred că are rost să te mai dai, că oricum te bate Simone, ce ai fi răspuns? Că tu te dai pentru că vrei să, pentru că vrei să ameliorezi performanța ta, pentru că tu ești un pilot, este un talent. Și vrei să te mizuri. Nu este important. Simone este un pilot care e greu de batut în România. E greu de batut și afară din România. Dar în România e greu de batut pentru cine nu poate să se antreneze cum s-a antrenat Simone. Bun, eu înțeleg perfect și am zis mereu chestia asta. Dar eu am primit întrebarea asta de la cineva foarte apropiat. Da? Uh-huh. Și i-am zis, păi bă, și atunci, bun, Giri, Bogdan, restul la ce să mai dau? Că practic știm clar că nu avem ce să facem cu Simone decât dacă se întâmplă ceva. Din punct de vedere al legalității, clar, el e la alt nivel, că participă în alte campionate, nu? La ce mai luăm start? Hai să stăm toți acasă atunci. Eu te întreb, eu cred că faptul că Simone este în campionatul nostru ar trebui să fie un sprijin. Păi este, cum a fost și Delcur, cum a fost mereu. Exact, cum a fost Delcur, cum a fost Mietinen. Adică exact. Fiecare găsește noi limite și urca la alte limite. După care poate că nu-l bate nimeni pe Simone în urmă. Bun, dar stai un pic. Aici, Vali, cred că îi lovim din nou în direcția exact ce zicea Marco mai devreme. Fanii, știi? În momentul în care... tu n-ai lângă tine pe cineva cu adevărat profesionist, nu cineva care crede că e profesionist, care să-ți spună exact ce se întâmplă și să-ți zică, bă, fii atent. Da, într-adevăr, nu te poți bate cu ăsta în clipa asta, dar hai să vedem cum putem să facem, să-ți îmbunătățim evoluția și să vedem, să vedem cât de bun poți să fii și dacă reușești cumva să-l ciupești pe ăsta. Da, da. Da, exact, dar tu trebuie să faci, ved că Cristi Sugar zice că echipa, un pilot trebuie să susțină psihicul lui, nu să-l demoralizeze. Da, sigur, și asta, dar nu trebuie nici să fie prea îngăzitor. Adică Cristi, Vali e foarte bun cu tine. Cam multe greșeli neprovocate s-au întâmplat la tine. Asta trebuie, clar, e foarte rapid, dar cineva trebuie să te ajute să scoți. Bine, dar să știi că Vali le spune câteodată destul de direct, așa, adică am avut și câteva. Adică ideea este, nu există o rețetă pentru să construiești un pilot, pentru că fiecare pilot este un om diferit și tu ori probabil poți să ne ajut mai mult, că în circuit se vede și mai mult. Adică la fiecare pilot funcționează altceva, dar sigur, să ai un staff de aplaudaci lângă tine care zic că ai fost ghinionist, nu ai avut buget, dacă tu puteai să faci ala, erai mult mai bun, dacă asta nu aduce nimic de bun într-un sport așa de dur cum este Corect. Motorsport. Da, să știi că cel mai rău și ce i s-a întâmplat lui Vali este că aplaudacii au devenit criticii. Știi? Adică da, pentru că nu sunt, a pierdut și chestia asta, i-au dat drumul așa, l-aveau aici și i-au dat drumul. Puf! Pentru că nu erau profesioniști în ce făceau, îmi pare rău. Eu cred că Vali este în inima foarte mult pasionat din România. Și corect, a avut un mers tot timpul spectaculos și eu nu aș vrea să vorbim a avut. Pentru că eu cred că Vali are încă mult de dat la motorsport. Eu mă refer la un anumit moment din timp. Nu zic că e definitivă situația lui Vali, nici pe departe. Sper să-și găsească locul. Dar știi cum e, Marco? Noi suntem într-un sport, în care de multe ori lipsa de talent poate fi compensată prin antrenament și prin repetiție și prin
nu știu, ție un copilot bun, un coach bun și așa mai departe, un inginer bun și făcând, investind bani și făcând kilometri, reușești să ajungi, nu neapărat primul, dar undeva, la un ritm decent. Eu asta zic că nu înțeleg, de exemplu, eu găsesc că asta încă o dată e foarte aproape ce se gândește în Italia și ce se gândește în România. Dar nu înțeleg care este vina a cel pilot care are dispoziția, are la dispoziția bugetului și este dispus să lucreze, să devine mai bun. Nu are nicio vină. Eu trebuie să zic că cunosc foarte mulți piloti foarte talentat, care pentru că sunt talentat, nu au avut chef să caute sponsorii cum trebuie. Nu au avut chef să lucreze cum trebuie, pentru că au considerat că ei au talent și e datorat lor, adică trebuie să vină sponsorii. Nu este corect. Înainte Dragos zicea raliul este foarte complicat. Trebuie să fii în stare să gestioneze dacă nu ești, până când nu ești campion adevărat. Trebuie să fii în stare să gestionezi foarte multe chestii, bugetul, relația cu inginerul, relația cu mecanici, toate relația cu sponsorul, relația cu cine te cură mediatizare. Adică foarte multe chestii, nu poți să te concentrezi doar, eu acum mă gândesc, cum zice Simone, eu ved linii ideale între viraje. Da, dar să vezi linii ideale trebuie să fii concentrat doar la asta, pentru că dacă nu, nu mai vezi linii ideale, vezi o linie lângă acele ideale. Și dacă cineva poate să vedă linia ideale, are ceva zecim mai puțin decât tine. Păi uite, asta, ca să, nu știu dacă te-ai uitat weekendul, săptămâna trecută la noi în emisiune, marțea trecută, spuneam despre Simone că este printre singurii, dacă nu singurul pilot profesionist din România, pentru că face asta și face doar asta și de când se trezește de dimineață se gândește doar la performanță, nu are griji, nu are copii, nu trebuie să se gândească la salariu, dacă are cu ce să trăiască mâine, deci nu are nicio grijă. Și se gândește doar la cum să facă să meargă mai tare pe probe. Corect? Nu este așa de, din păcate nu este așa de... Mă rog, față de alți piloti din România... Față de alți piloti din România, sigur cu este... Comparăm din România, da. N-are copii, n-are familie de întreținut, e tânăr. Da, absolut, este așa. Și el, de altfel, când merge în mondial sau în european, se lovește de alți piloti care sunt mai profesioniști decât el. Evident. Și aici trebuie să reușești să faci... Învață din asta, de fiecare dată. Exact, aici trebuie să reușești să faci switch-ul și trebuie să reușești să te concentrezi mai mult, să găsești, să fii foarte critic cu tine. Simone, este, pentru mine este boring de critic, adică are un caracter foarte diferit decât al meu și este ipercritic. Este pesimist, eu sunt optimist și este critic și eu tot timpul... Înseamnă că sunteți o echipă bună, vă completați unul cu altul. Lasă că asta cu pesimismul pot să o zic și eu, că mi-am trăit-o odată. Eram la nu știu ce raliu, la Bacău parcă, s-a terminat cursa și la final acolo de regulă știi că mai facem niște cerculețe de fericire, care câștigă, mă rog, nu neapărat cine câștigă. Și i-am zis, hai mă Simo, bagă niște cerculețe. Și a zis, stai man, că nu știu dacă mi ies. Mi-a zis, băi, cum să nu-ți iasă? Termină cu prostii. Adică a avut așa, știi, o... Dar el tot timpul... Băi, acolo, porneste, că sigur îți iese. El pornește invers. Adică el tot timpul considera că adversarii lui sunt mult mai tari decât el. Și considera că el trebuie să facă tot ce poate pentru să fie mai bun. Asta... A făcut posibil creșterea lui. Acum vom vedea, pentru că noi am ajuns la un anumit nivel în care, din păcate, 10.000 de euro sau 20.000 de euro nu schimbă nimic pentru ce facem noi. Și acolo devine mai greu. Clar, mai mult devine grea provocare psihică în momentul în care tu vezi că ai ritmul care au ceilalți, adică cei care bat, ai ritmul, dar te lipsește ceva pentru să poți să-l ții, cum zice Vali, liniștit. Pentru că o chestie este
dacă tu ții ritmul și de fiecare viraj faci la limită, te gândesc că 20.000 de euro franciza înseamnă că sarim peste următoarea, sarim peste următoarea raliu. Sau nu ne mai dăm deloc. Sau nu ne dăm deloc, exact. Sunt chestiile care te... aici crea frustrări, nu ar trebui să se creeze frustrări la organizatorii. Da, da. Aici se creează frustrări adevărat, pentru că pilotul zice, bă, eu cred că clar am lucrat, cred că am valoare, dar nu am cum să nu am cum. Mi-e foarte greu să demonstrez chestia asta. Da, din cauza asta, Marco, să știi că eu câteodată nici nu le arăt timpii între seturile de cauciucuri sau între timpii de la ceilalți, vreau să spun. Trebuie să te concentrezi, să-ți faci tu treaba ta cât poți de bine și cât de în ritmul cel mai bun pe care poți tu să-l ai. Și rezultatul va veni dacă faci treabă cu adevărat bună și ești cu adevărat unde trebuie să fii, știi? Ba, Alin Botnariu zice, cum de altfel și Simone, cum nu mai are cineva care să-l împingă la limita cum era Vali, nu mai progresează la fel. Ba, are afară, prin european, nu? Asta, da, are european, dar asta cred că ne-a arătat Simone că... A fost discuția când a venit Titi la voi și zicea că Simone, riscul cel mai mare lui Simone este să pierdă ritmul lui, pentru că castigând pe banda rulantă în România și el a făcut asta. Eu cred că din păcate și asta ne costă, Iași de anul ăsta, Sibiu de anul trecut, Simone clar a reușit să facă switch și nu se uită la timpii, nu se uită, el merge în România pentru performanța lui și asta e foarte periculos. Asta am vrut să spun și eu, da. Asta e foarte periculos, pentru că în momentul în care tu nu ai 3 sau 5 adversari la o secundă în raliu, dar adversarii sunt la 2 minute sau la 3 minute, ai și dacă nu vrei, există o mică cadere de concentrație. Dar dacă tu mergi, cum merge Simone la limita, acela cadere de concentrație poate să creeze niște probleme mari. La Iași, Simone a frenat 2 metri mai târziu, de la 198 la ora, a frenat 2 metri mai târziu, avea cauciucul mai tare decât la prima tură, practic a subestimat o frenare și adică ce am făcut eu cu câțiva kilometri mai în spate. Exact, s-a terminat. Am uitat că mi-a ciupit și R5 și nu s-a mai oprit. Exact, dar din nefericire pentru noi, a făcut și într-un loc în care nu avea cum să salveze mașina. Dacă tu vezi, frenarea lui Raspopa a fost și la limita, dar un alt fel de limită și a reușit să scape. Simone nici nu a încercat să facă ce a făcut Raspopa. Simone a încercat clar să ia virajul, dar nu avea cum să ia virajul ăla la viteza care a avut. Noi am văzut datele de la GPS și te-am zis. A început frenat la 198 la ora și a ieșit la 97 la ora. Virajul ăla nu aveai cum să îl iai la 97. Să știi că până în ultimul moment și eu mi-am dorit să iau virajul ăla, dar n-am reușit și știam că nu o să reușesc. Și de-aia am țipat la danțire, te ține de... Marco, am făcut o ediție record, am trecut de 2 ore și 10 minute și vreau să-ți mulțumim frumos, dar trebuie să încheiem pentru că nu știu de ce, dar trebuie să încheiem, că am obosit cu toții. Da. Când vreți să vorbim de tine, eu sunt disponibil. Hai să facem un episod în podcast, că tot așteaptă lumea. Așteptăm un podcast, da. Oricum vreau să spun că am înregistrat deja un episod, mai înregistrăm unul săptămâna asta și Marco, când ai timp, când te întorci din Canare, dacă vrei, putem să facem un discuție. Clar, mi-ar place pentru că cred că am niște experiențe și niște sute de mii de euro, niște milioane cheltuite, care ar trebui că oamenii se asculte și după care să facă ce vor, dar se asculte cum e, din Marco, experiențele. Marco, sunt unii care pot să cheltuiască milioane și nu înțeleg nimic, știi? Tu ai înțeles foarte multe din ce ai cheltuit, așa că o paranteză finală vreau să fac și eu, Horia, te rog. Că mi-a zis Marco de Pirelli Star Driver acolo cu trenul. Numai să știi că eu oricum nu m-am dus neapărat cu gândul că mă duc acolo și o să fiu ales, adică a câștigat Tanac totuși. Puteam eu să fac ce vroiam în lumea asta, puteam să nu fac niciun crash, tot pe Tanac îl alegeau, că Tanac e și s-a și dovedit de fapt, da? Adică, dar nu știu de ce ai zis tu că... Nu te găsi alibiurile, Alex. Sigur, probabil Tanac te batea,
Dar și dacă veneai pe 3 era diferit. Eu cred că erau diferite niște chestii la tine. Asta cred eu. Cred că tu erai în momentul potrivit acolo și că toată lumea te-a umflat prea mult. Dacă nu te umflau așa de mult, eu cred că era. Eu pot să zic acum personal, uitându-mă la mine, că îmi văd ani în urmă, da, ca și evoluție, ca și mentalitate, ca și minte coaptă, să zic așa. Nu cred că, eu zic că a fost prea devreme, nu eram încă așa de matur pe cum ar fi trebuit să fiu în momentul respectiv. Adică dacă aș fi fost după anul 2011, când am câștigat titlul, lucrurile stăteau cu totul altfel. Da, poate că dacă înturajul tău era un pic diferit, sau poate că erai mai matur. Posibil, da. Da, clar. Da, corect. Bun, vreau și să-i mulțumesc lui Călinescu, Alexandru Daniel, care ne-a zis frumos acolo pe comentariu și îl așteptăm și la următoarele episoade. Și Marco, te rog frumos să nu uiți că gata, ne-ai promis oficial în direct că vii în podcast. Deci te așteptăm. Când pot, eu mă uit tot timpul la emisiunea voastră și când vreți. Poate că nu sunt simpatic că Giri, dar cred că am și fiecare simpatic în felul lui, oricum. E? Nimeni nu e simpatic ca Giri, e imposibil. Okay. În primul rând, baftă în Canare. Baftă, da. Transmite-te rog și lui Simon din partea noastră baftă maximă. Și trebuie să vă las, te rog, că vine ziua mea, Horia, gata, nu mai pot. Da, imediat e ziua ta, la mulți ani vă reportistă. Uite, ți-ai făcut ziua, Marco. Mersi, mersi. Bine. Gata, okay, voi am scăpat, nu mai faceți urări, da? Gata, FJ, scoate-ne. Mulțumim mult. Salutări.